Un A, stai, -a. vieții mele Ce frumos! Ca într-un film curaj capul Măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Dar când ai ajuns tu în telenovelă? Cum ai ajuns Stevenu? Că de fapt acolo s-a schimbat da, viața ta. S-a schimbat, da. Uh, Să vezi ce bine s-a schimbat în bine, după aia în rău, după aia, nu aia în bine. Păi da, da, după ce s-a terminat telenovela n-am căzut în cap, total, mi-am dat seama că asta vreau să fac, știi? De Dar știi care chestia? Tu, 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 tu stii că am abandonat școala totală. Adică, nu, părinții mei știau că eu merg la școală și eu nu mai mergeam la școală. La ce folosește diploma de actor? Că unde te duci, nu te întreabă nimeni de ea. Mie mi s-a împlinit și ce mi-am dorit rău. Și de asta acum nu mă doresc. Am cheltuit toți banii. Adică mie nu mi-a ajungeau banii de joi până joia viitoare. Că joia se plătea la ProTV, ții minte? Și cu banca s-a întâmplat așa. Eu am întrebat, ce e gold ăsta? E un cart pe care o să ai 5.000 de euro și cheltui când vrei, dar trebuie să pui înapoi din când în când. Aoleu! Ia fost și mie unul, la Onset. Eu mâncam, mă l-am făcea cardul. Și am pus ipotecă de gradul 1 pe apartament, după care am pus ipotecă de gradul 2 pe apartament. Ce înseamnă asta? Adică... adică, creștea prețul apartamentului și ăla de la bancă zicea nu vrei să-ți mai dau încă 20 de mii, că poți să mai iei, știi? Ba, mă, da, uite, oh, mă, uite. Bă, mă, Oh, Doamne Dumnezeule! Zici că suntem din friends, știi? Cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Aia a fost. Dar a fost chimie de la început între voi? Nu. nu. Nu-mi nu. Nu. Nu plăcea de el, nu-l suporta. Dacă nu. mi-ai spart buza, ți de. El. Aia a fost altă chestie. Țin minte că trebuia să-i dau o palmă. Mi-a dat o palmă și am văzut imediat cum îi curge sânge prin tăi Nu cred așa? Ba da, ba da. Și am mai dat două. Ca să fie. Să rămână tăticule, să rămână mămică. <laughs> Jur, acum când ai zis asta gata, te-am și văzut. Fiți atenți. Cât poate să fi omul de acest podcast cu tine. E, e senzațional. La podcastul acasă la, la Măruț. Știi ce zic? Mm. Bă, ți-am înțeles, ce avem mai pe prietenul nostru, pe Alinții Bulcă, și nu bea și noi ceva? Aș bea un uh, gin tonic. Se poate comanda la bar? Nu vă supărați un gin tonic, se poate? Este deja Kingsbury? Bunic? Este deja Aaaa. pregătit un Kingsbury tonic. Să știi că acolo ți-am făcut un... Uh, Kingsbury London Dry Gin cu puțină apă tonică, arome de mango și de hibiscus și puțin de lămâie stoarsă. Superb! să savorez cu drag. Abia aștept ciucă, da. mergi pe mâna mea, e foarte bun. Să-mi faci și mie, te rog. Cum să nu? Acum am apuc de Talent. Da. talent. Alin Țibulcă, vă recomandăm să-l căutați pe Instagram în online pentru că e foarte, foarte talentat și să serviți un Kingsbury London Dry Gin. Salutare, oameni buni! Sunteți la podcastul Acasă La Mărută, iar de data asta îl avem alături de noi pe nimeni altul decât producătorul, actorul, regizorul, uh, telenovelistul. Uh, zi să mai zic aici! Zi să mai zic! Omul mă, de televiziune! Doamne, nimeni altul decât Octavian Strunilă <coughs> pentru prieteni și Stevenu! Salut uh, și bine, bine ai v venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că sunt aici pentru că am văzut că sunt doar oameni foarte importanți aici! Tu nu chem pe oricine, nu? Mi se pare firesc, mulțumesc mult de tot, așa este! Mm, ce frumos Mama este exact ce trebuie credem că este făcută de prietenul nostru Alinci Bulcă. Este un uh, barman fabulos și face cocktailurile astea care sunt extraordinare, uh -huh. iar acum pentru că ai gustat și pentru că ți-a plăcut, nu vreau uh, să zici că ai venit la podcast și pleci cu mâna goală. Aha. Am pentru tine uh, de la prietenii noștri de la uh, Kingsbury, London Dry Gin, uh, acest uh, set uh, pentru tine, uh -huh. uh, să știi cum e? se spune că e început unei prietenii. Uh, două pahare, am înțeles, da? O sticlă uh -huh. și rețeta uh, fără probleme, o poți găsi fie pe Instagramul lor, fie la Alin Țibulcă. Zice, n-am zis bine. Ai zis totul perfect. E ah, perfect. Vor. Avem aici, știi cum e, supervisorul, e ok? Deci e gata, nu putem, am terminat emisiunea, Eu zic putem să... să mergem acasă. <laughs> Eu zic să dăm noroc, dăm noroc și Doamne potate. ajută. Și Doamne ajută să meargă bine podcastul și filmul nostru, complet necunoscut. <laughs> asta ne dorim și noi cu podcastul ăsta unde invitat îl avem pe Octavian Strunilă, să intrăm în trending pe YouTube, cum a intrat el în trending pe Netflix. Ah, da. Și te-ai dus sus de tot, acolo, locul întâi. am dus sus de tot, da. Uh... O luăm de la zero? O luăm, așa, stai, o luăm, o luăm cu multe. O luăm cu multe Știi, da. Normal ar fi să zic: haide să punem telefoanele pe masă, hai să vedem cine ne-a mai făcut, mai făcut povestea poveste. Făcut, da. uh, pentru că asta e povestea filmului. Uh, da, n-a ieșit nimeni bine din treaba asta. Uh, se pare că în continuare e interesantă pentru toată lumea povestea, că tocmai aici ziceam că se face și în limba arabă. Atunci să mai văd domnii hateri, ce mai ziceți că a furat strunilă filmul și l-a făcut la român, dar. L-a furat arabia, cum Când? când Nu, l-a luat Netflix-ul și îl face el produce el pentru, pentru, pentru zona arabă, zona arabă, pentru tot ce înseamnă limba arabă. da. Abia aștept să-l văd, că o să fie disponibil și la noi, cred, în România. Probabil. Uh, ideea, în felul următor, Sper. oameni buni, acest film există în continuare pe Netflix, varianta în limba română, și vă recomandăm să-l vedeți pentru că este uh -huh. un film fabulos. Și dacă mai existau oameni care spuneau că a fost copiat după o variantă uh -huh. italienească, care apoi de fapt a devenit franțuzească, este faptul că omul ăla care a creat da, genul da. ăsta, de, a creat filmul ăsta, a vândut franceza mai departe. A vândut franceza mai departe și este o poveste care se mulează pe care se mulează orice popor, știi că avem uh, felul nostru de a iubi, de a fi nervoși, de a, uh, de a fi geloși. Uh, suntem uh, avem umorul nostru special. E adevărat că n-am mâncat sarmale la masa aia și n-am făcut-o cu mici și cu ceafă de porc pentru că am vrut să rămână eleganța originalului, uh -huh. dar uh, e românesc și e o adaptare. Adică nu am luat uh... Sunteți locul întâi între, ați fost să loc întâi între, suntem pe locul 3 uh, în momentul să și atenție mare diferența dintre noi și ceilalți. Este că noi suntem doar în România și Republica Moldova și ne batem cu ea de afară. Deci, da, deci eu nu am noastră. da, eu nu am teritorii cum au celelalte filme. Deci, încă în o pentru cei care am... văd podcastul căutați pe Netflix filmul <coughs> care se numește Perfect Necunoscuți, da. îl găsiți se și... Se cheamă Complet Necunoscuți. Comple El necunoscuț. este tradus în engleză Perfect, Str Perfect Strangers pentru că uh, ne trebuia și la Netflix o un nume în limba engleză. Adică da, găsește... să înțeleagă și oamenii a început pe platforma. Da, da. Se, da. Se, 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 <laughs> se înțeleagă și ei ce pun pe platformă. Se găsește, din păcate, numai pe, pe teritoriile România și Republica Moldova din cauza drepturilor din cauza faptului că există în alte țări și din cauza faptului că fiecare are în țara lui asta. Dacă te duci să în Spania, o să vezi varianța spaniolă, știi? Eu sunt convins că și oamenii care se uită la podcastul ăsta din străinătate, uh -huh. din diaspora, sigur știu ei să facă o românească știu. și să vadă, <laughs> și să vadă filmul ăsta. Eu nu am dreptul să spun nimic, n-am voie să spun nimic, dar eu, probabil că l-au văzut și pe afară, da. Știi ce vreau să spun? Uite, Tavi, nu? Așa Tavi. zic prietenii? Tavi, Octav, Octavel, când eram mic, bunica mea pe acolo, în Moldova, îmi spunea tăvăluță pentru că tăvăluță da, venea de la Dorohoi. Da. de la Dorohoi da. Dorohoi amestecat cu o copilărie de la lui Ion Creanga, aș spune, știi? Pentru că eu în timpul școlii stăteam la oraș, adică aveam viața aia pe care o trăiam noi atunci cu La Familia, cu Bugi da, Mafia, să Știi mult. că acolo avem un CD cu Puia, cu La Familia, Așa, cu tot, da, -a. da. Aia, era, aia a fost perioada mea de liceu, trăită la oraș între blocuri, exact ca la gri. băieții de cartier, la blocurile gri. Dar vara aveam o copilărie a la Ion Creanga pentru că o, o zbugeam ca să zic așa, la țară, la bunici, unde trăiam cu tot ce înseamnă căruță, libertate, cal, frate. Cu, da, cu cal, cu căruță, cu, cu tot ce a fost. Adică am învățat și treaba asta pe care o vedem noi în serialul ăsta, în Las am învățat tot de acolo, da. Și știi ce vreau să te întreb? Atunci când tu erai la Dorohoi, fără zahăr erau deja mai cunoscuți la nivel național, nu? nu? fără zahăr erau cu Că o generație vei... mai mare decât mine. Erau în clasa 12 -a și eu eram în clasa 9. -a. Și deci s-au remarcat înaintea ta. Atât Bobby cât și Bobo au fost niște oameni pe care eu îi vedeam în clasa 12-a cântând la chitară și făcând foarte frumos. Eu îi știam din liceu. Aș putea să spun că am fost în apropiați, dar n-am fost uh, prieteni. Mm -hmm. că erau mult mai mari decât mine. Nu dădeau ei doi bani pe mine. Da, da uite că Dorohoiu da. e reprezentant uh, la da. cel mai înalt nivel. Foarte fain și foarte frumos. Dar când ai ajuns tu în telenovelă? Cum ai ajuns Stevenu? Că de fapt acolo s-a schimbat da. viața ta. S-a schimbat, da. Uh, Să vezi ce bine s-a schimbat în bine, după aia în rău, după aia nu era cred. în bine. Păi, da, da, după ce s-a terminat telenovela n-am căzut în cap. Total. Hai că vreau să ajungem la ajungem acolo. Asta. Acolo abia. Deci, Atenție Rămâneți cu noi să vedeți cum cad eu un cap după ce se termină cele, cele, cele 1050 de episoade filmate la, la serial. Eu am făcut așa, fii atent. Prima dată am fost uh, un băiat foarte leneș și am venit în București și uh, am dat la management financiar, contabil și administrativ. Mamă, sună foarte Asta e o facultate despre care eu nu știu sună ce foarte să... foarte greu. Nu știu ce am făcut. Nu, nu, nu știu ce am învățat acolo un an de zile. Că eu am fost odată la școală și m-am mușcat niște câini și nu m-am mai dus. Uh, <laughs> între timp m-am îndrăgostit de teatru, știi, în luna octombrie noiembrie eu am descoperit teatru. Cum? Mergând la teatru, pentru că eu nu aveam teatru în Dorohoi, n-am văzut în viața mea un spectacol. Nu văzusem în viața mea un spectacol de teatru. Și am zis uh, că trebuie să fie ceva comparabil cu ce am văzut eu pe, uh, la televizor. Era o zi de marți, dacă mai ții tu minte, când se dădeau spectacolele alea vechi, o scrisoare pierdută cu Bănică, Ștefan Bănică, mm -hmm. cu uh, spectacole cu Birlic mai vechi. E, a, aia știam eu că e teatru. Când am venit în București am ajuns la Teatrul Național, am văzut mai amor niște, aaa, niște cearșafuri, vânturau, zic, bă, ce, asta, mă, ce fel de teatru este? Asta? Că eu nu înțeleg nimic. <laughs> Era un pic diferit de ce de știam un pic eu. Un mai ai cu o scrisoare pierdută, a pierdut scrisoarea, unde e ăla bețivul, turmentatul, unde e teatrul ăsta? A durat mult până să găsesc spectacolele pe care... Clasice pe care clasice le știam. pe care le știam. Și am înțeles atunci că există și fel de spectacole, spectacole... <coughs> Într-o cheie uh, contemporană, care vorbesc despre lucruri, poate prin dans contemporan, prin mișcare, nu înțelegeam nimic. Ba mai mult decât atât, la primul spectacol la care am fost. Îți mai aduce aminte da, la acest spectacol? Da, pentru că am făcut o, o, o prostie, am mai spus uh, La pauză s-a ridicat lumea, știi? Regina Mamă cu Olga Tudora. Și lumea a ieșit în foier. Da. Eu am crezut că pleacă acasă, știi? Și am plecat. <laughs> La pauză. M-am dus acasă. trebuie, văzut că în hol oamenii aia mai stau, mai socializează. Da, 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 mă gândeam că era iarnă, își mai iau haina, până și iau haina de la garderobă, mai. Ce? Ta, mă, ce da, asta ce să fac. Da, să ce a fost în capul meu despre subiectul piesei. Cum, adică cum s-a terminat, că n-am înțeles nimic. Ce s-a întâmplat, la Brusc, abstract. Brusc, abstract, așa, știi, m-am dus și zic, voi, ce teatru ăsta e complicat, așa, adică nu, n-am înțeles nimic. Plus la următorul spectacol la care am fost, pe aici, a, au aplaudat la sfârșit. Că la pauză nu se aplaude. Da. Și zic, păi, de, 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 ce ai aici? Ăștia mai mult succes, mă, decât ceilalți. Da. <gri> și la Olga Tudorache n-au aplaudat. De ce oare? Și după aia am ajuns la un spectacol și scria cu pauză. Și zic, mă, să vezi ce prost sunt că eu am plecat de la spectacol, n-am văzut. <laughs> Dar te și m-am furișat, m-am știi că la pauză mai ies la țigară, da. mai ieșeau și nu te mai controlau. Și am intrat pe furiș la pauză la partea a doua, ca să nu plătești bilet. Că nici nu aveam bani atunci uh, să cheltui banii pe bilete de teatru, că trebuia să mergi în club. Da, corect. Era o obligație față de prieteni, ai promis vii. Normal, și oricum, vii da. de la Dorohoi, Te duci la teatru, te duci la club, tati Adevărul e... adevăru că am cheltuit de bani pe teatru pe În anul ăla, că eram atât de înfometat De de treaba asta să mi-am dat seama că asta vreau să fac știi știi că am abandonat școala totală, adică părinții mei știau că eu merg la școală și eu nu mai mergeam la școală la management financiar, contabil și administrativ. Înțelegi, Trebuia să ajung vreun șef de bancă, cine știe ce, doamne ferește. Stai că apoi a ajuns banca să fie da, ta da, la un moment da, dat. Da, da, banca e șefa noastră și acum, doțorora. Să rămână la banca care se uită la noi, doamne ajută. Și știi ce? Am ajuns să fac treaba asta cu cu, cu teatru, pentru că nu mai voiam să facă nimic. N-am spus nimic părinților, n-am spus nimic nimănui și am început să mă pregătesc pentru teatru. Adică ești eu că ești la ASE, că ești băiat da, cu minte da, la da. Dorohoi, uh -huh. oamenii îți trimiteau pachet ca să ai la București și, când încolo, tu renunțase la facultate. Da. Uh, Pe și unde în... stăteai? Nu, stăteam în, în, într-o garsonieră închiriată, pentru că uh, am închiriat o garsonieră, după care am stat în cămin o perioadă, pentru că îmi plăcea să joc poker și făceam tot felul de șmecherii, că era atunci șmecheria aia cu, cum se cheamă, cu uh, filmul cu Nicolas Cage, cu da, da, da. Mă, nebunie, mă simțeam ca într-un film. Jucai și... pe baza pe dezbrăcat pe bani, în sensul în care mai aveam un prieten, partener, cu care mergeam în cămin și știam noi cum să facem cărțile ca să le luăm banii ăla în anul 2000, dai seama. Și? Până ne-a prins unul și a pus așa un cuțit pe masă și a zis, ok, jucăm. Da, știi cum jucăm? Odată joc cu tine, odată joc cu tine, odată joc cu tine, odată. Nu mai jucam împreună cu amândoi. Da, pentru că, că vă erați împreună. Noi eram împreună și îl făceam. Dar la, până acolo a fost. A pus așa cuțitul pe masă și a zis, jucăm. Dar din momentul ăsta jucăm pe rând. Și? Ne-am luat toți banii. Am plecat de acasă niciun bani. Ne-a lecuit la. deci intrase e periculos în București ăsta. <coughs> da, ai venit sunt totuși dintr-un oraș în care și acolo exista un cartier și acolo exista Bugi Mafia și la familia exact reprezentată cum era reprezentată în cântecele și știam cu ce se mănâncă toată treaba asta. Numai că eu eram mai artist decât, uh, uh, decât strada și decât pokerul și decât jocurile astea și mergeam, într-adevăr, plăteam și mergeam aproape de 3 sau 4 ori pe săptămână te la teatru. Super. Ai dat la teatru după aia? Am dat în toamnă la teatru. N-am zis părinților. Am plecat la București spunându-le că mă duc să dau o restanță. La, la ASE? La... nu era ASE. Era management în acel contabil și administrativ. Deci asta zic la... Că era la... Leneș. Eram la Spiru Haret. Ah, la Spiru Haret. Da. Okay. Uh, și dau o restanță. Ce restanță? Că eu nu dau niciun examen, nimic. Uh, între timp citisem, între timp descoperisem anticariatul. Mă, plăcea chestia asta. Să te duci să cumperi cărți pe care cine știe cine A, -a -a de timp, da. așa. Adică când tu înțelegi că eu descoperisem aici o lume pe care eu nu, nu, nu aveam la Dorohoi, la Dorohoi sunt, erau, acum poate sunt mai multe, erau cafenele, erau baruri, birturi, discoteci. Cam atâta. Nici măcar cinematograf, librărie, nici măcar bibliotecă. librărie, bibliotecă erau, dar erau așa niște clădiri. Da. Adică erau repere. <laughs> Unde? Eu iei pe la bibliotecă la Vale și <laughs> vezi că în față la librărie, dacă vrei să cumpăr mingi, tot de la librărie să cumpăr da, da, mingi. De 35. De 35, da. da. Exact. Ei, și când am venit în București, am descoperit așa o chestie foarte mamă, centru vechi, care era încă circulabil, când mm. trec cu mașina teatru, cărți, anticariat, așa. A fost o lume cu care ai rezonat. Da, 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 da. da. Și era, la teatru. Era jumate pe băutură și pe studenție, jumate pe învățat. pentru teatru, deloc pentru ase. M-am dus odată la școală și au zis că e cu o mână, e și cu o mână, da, așa explica bilanțul și balanța, ceva. Aoleu. și ne-a luat cu istoria banilor, uh -huh. trebuia să învăț cum au apărut banii pe pământ, în lume și nu am mai făcut nimic. Și ai luat la teatru din prima? Am luat la teatru, Ma. am făcut uh, facultatea de teatru și după asta, aici vreau să spun că eu încă din facultate am avut norocul. Uh, e nașpa să termin facultatea asta și să n-ai unde să te angajezi, știi? E chiar nașpa pentru cei care au avut așa. Eu am avut norocul chiar din anul întâi să prind... Uh, am dat o probă și am prins un, un serial la Steregule, la tv 1 Alexandra Gulea și Steregulea. Șase da. episoade. Și am debutat chiar cu Victor Benjuc, adică într-o scenă cu Victor Benjuc. Adică direct uh, sus um, de Direct tot. sus. El dar... vorbea, eu îl ascultam. <laughs> dar zi mai altceva, ce zis ai tăi când l-ai spus că ai luat la teatru și că nu te mai duci la facultate? Uh, nu, nu. Ai mei, nu, nu sunt atât de... Nu au fost niște oameni care să-mi dicteze vreodată ceva, dar eu nu le-am spus dintr-o altă cauză. Eu le-am spus ca să nu mă descurajeze oamenii din jurul meu. Pentru că dacă spui oamenilor uh, că vrei să faci uh, ceva și uh, ei au altă părere despre acel lucru, sau nici măcar nu știu despre ce e vorba, dar își dau cu părerea... Te, te poate descuraja. Elan. Da, te poate descuraja. Hai mă, tu să dai la... Păi, tu erai coregent la limba română în liceu, cum să dai tu la, la teatru? Ei, uite că n-are nicio treabă cu uh, coregența din... din uh... Ai fost coregent la română? Am fost și la română și la matematică. Am fost coregent și, la, și repetent vreo două zile. Vreți să știi? Deci am fost spun două zile. spun eu două zile am Au fost greșe. repetent. Ai luat catalogul nu, după aia? Nu, nu, Deci e de ce. Eu am fost repetent două zile pentru că eu avem un profesor care, când a venit corejarea, el s-a dus în vacanță. Și am dat corejarea cu un alt profesor, care era foarte rău, cel mai rău din liceu. Mi-a pus un doi și cu încă un 2 înscris, gata, eram corejant. Mă duc acasă, supărat, eu și cu un coleg, cel mai bun prieten al meu. Și vine dirigintele la maichimea, zice... E groasă. Băiatul dumneavoastră este repetent, doamna Dorina, care lucrează la bancă. <laughs> și vă știe eu tot orașul. Tot orașul, Dorohai. da. Și ce s-a făcut? Am depus o cerere, recunosc, de reexaminare, pentru că noi eram în deplinătate facultăților mentale în ziua aia, în sensul în care eram bon laf. Și chiar aveam niște temperatură, din ce mi-aduc aminte. <laughs> deci covid de pe vremea aia era, <laughs> și dar și nu am, era depistat. Da. Practic am făcut o cerere de reexaminare la, și la, Botoșani, la Botoșani. Și l-a chemat inspectoratul pe profesorul și ăla din vacanță. a venit între timp profesorul nostru din vacanță, eu între timp am învățat toată matematica în are două zile și am dat uh, corejarea și am trecut în clasa 12. Era chiar... De cum ai trecut? Că ai luat doi înscris, doi la omor și s -a -a mai dat un 10? Nu, pe da, nu, că s-a dat trei examinare. A, și s-a anulat doi ăla. S-a anulat tot. în uh, ziua aia am fost, n-am fost în deplinitatea facultăților mentale. Ce nu înțelegi? -mi, Mi se pare firesc. Tocmai de aceea Octavian Surunilă la reexaminare a trecut cu brio. Poate mă anulează ăștia toate diplomele. Că oricum nu m-a întrebat nimeni, nimic de nicio diplomă de când sunt în asta. Deci, la ce folosește diploma de actor? Că unde te duci, nu te întreabă nimeni de ea. Da, mă, dar nu ai diploma asta de actor, măcar se roxată și trimis acasă la Dorogoi să ai părinții în bibliotecă e. sau în casă? Cred că dacă te angajezi la teatru, îți trebuie diploma, da. Dar Bun. nu mă vreau să mă angajez la teatru. Ai dat la, se, ai dat la teatru da. și le-ai spus apoi alor tăi? le am spus la telefon și am venit, Sunt cum actor. să spun eu, la ora 4, era tren, ajungea la ora 11 noaptea. La 11 noaptea, când am ajuns eu, tot Dorogoi era beat pentru că ei beau pentru mine, adică prietenii mei de vârsta ai mea... Intrat, bă, la da, teatru, bă, al mei de vârsta mea beau la o terasă, ai mei acasă, cu toți prietenii de familie, beau acasă la mine. Și când am ajuns eu treaz de pe tren, n-aveam cu cine vorbi, că ăștia erau toți <laughs> muci. Da, dar erau de bucurie pentru că a reușit a lor. Da, de bucurie pentru că, într-un fel, cumva, eu eram așa omul care venea la bere la masă în capul mesei și povestea niște chestii de murei de râs. Câteodată când aveam oameni fain lângă mine, îmi plăcea să fac asta, să povestesc, să, să, fac show. să fac show. Și chiar aveam, era un loc așa pregătit cu o bere rece, ca să vin eu și să le fac glume. Pe și vezi, ca unul de regizor de atunci era, omul da. care dirija. <coughs> și câțiva dintre ei uh, uh, s-au bucurat uh, realmente, pentru că ei chiar au crezut că mie mi se potrivește treaba asta. Cum a fost în tu studenție? În studenție a fost ca în studenție, un amestec de iluzie cu speranță, cu lucruri care se împlinesc și mi-am dat seama că dacă îți dorești ceva cu adevărat, să se împlinește. Iar Dar trebuie, trebuie azi... să îți dorești ceva cu adevărat. Bă, da, asta e adevărată, vorbesc foarte serios, tu mm -hmm. înțelegi că e foarte adevărat. Și eu cred foarte tare în treaba asta și o spun de fiecare dată când am ocazia. Dacă îți dorești ceva din suflet, da, adică nu doar da, de dragul da. de a spune vreau asta, da. să fie din sufletul tău. Din... Da, da, da. Mie mi s-a împlinit și ce mi-am dorit rău. Și de asta acum nu mai doresc. Mi-am dorit o mașină în leasing scumpă, cu un motor de 3700 de benzină. Mi-a dat-o Dumnezeu. După aia mai putea să scap de ea. Adică, ai și grijă ce cer că ți se poate da, întâmpla. Doamne Dumnezeu! Da, e adevărat că la teatru acolo eu am auzit povestea asta și uh, întotdeauna m-am fascinat pentru a scăpa de inhibiții. Da. Vă punea să stați dezbrăcați. Uh, uh, fel de fel de povești eu. sunt, dar mie, la noi nu s-a întâmplat. Dar sunt. Uh, No? felul de povești de genul ăsta. Să. Sunt unii profesori care au anumite. Concepții Concepții despre treaba asta. La mine nu s-a întâmplat, dar am auzit că există treaba asta cu. Uh, Ca să cu nu fii inhibat, uh... fi inhibat, să fii liber. Dar există. Eu și acum am o problemă să joc gol, de exemplu. Că nu sunt uh, un băiat care arată foarte bine, așa. Nu sunt cum a fost aici Dorian Popa, da? La da, busul gol, la da, busul gol. Da. Și am o problemă să mă dezbrac, să joc uh, gol, să. Nu prea îmi place. Îmi place mai mult să vorbesc, așa. <laughs> Bun, dar fii atent, aici ajungi și la asta. Deci ai, deci, ai, ai prins cu stere gule acolo, episoadele da, alea care da. te-au consacrat sau nu te-au consacrat. Culmea acolo. eu au dat. Nu, culmea acolo. Eu, dat, nu, nu, culmea, acolo eu Am jucat cu Leonidoni. Ce tare. Da, el era, eu eram barman, el era ospătar. Deci aveam niște roluri, îți dai seama. Pline de, ce de... Put, <laughs> pline de interes. Barman și ospătar. Unul ai... desfăcea berea, celălalt o ducea la masă. Ai, ai grijă că e Alin Țibul, aici, care face cocktailurile. <laughs> da, eu știu. De, deci rol de profesionist. E. <laughs> de, rolul de, profesioniști. rolul de barman da. e ce trebuie. Eu m-am făcut că... Alin, să știi că e superb uh, <coughs> ginul ăsta. Știi ce a fost interesant? Că berea era bere atunci la filmare. Nu știu de ce. Acum berea nu mai era bere. <laughs> Acum la filmări Sângele e suc, da. vinul e da. sirop Așa și Acum, mai departe... aveam un sponsor Aveau ei un sponsor Un partener publicitar probabil Și toată berea era bere Dar nu vă lăsați să trageți multe duble Țin minte că a și venit Alexandra Gulea la pauză, eu cu Leonid de la pauză ne-am pus, că dacă nu știam cum e, noi credeam că putem. Ne-am pus mâncarea și ne am luat câte o bere. Și se uită Alexandra Gulea la noi așa, zice, uite mă la ăștia, e, 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 e la filmare, e beau bere. <laughs> dar noi, stai bă, e eu, cum, cum? nu-i normal. E scenografia aici, a lăsat Păi da, dar eu eram în bar, eu am vrut să-i spun, tu nu știi câte am băut eu de dimineață? <laughs> că eu, eu în bar acolo cu Leonid, pe toate le-am desfăcut. De asta ne șiese bine rolul. Da, 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 păi da. da, da. Și când Stevenul în telenovele, pentru că acolo mi se pare că Asta a fost azi, rolul uh, care -a a, e o poveste la fel de interesantă, pentru că eu într-o dimineață eram mahmur, mi era rău și m-am dus la școală și o colegă tragea de mine, hai cu mine că trebuie să dau un casting, hai cu mine că trebuie să dau un casting. Zic, băi, lasă-mă în pace, hai să mergem undeva să mâncăm o ciorbă de burtă, că mi-e rău, nu mai pot. Tot cu ea fusese în club. Hai să dau casting. Ea și după s -a aia, trezit mai repede. După aia mergem, nu, că ea avea, avea în cap care casting. Mă duc acolo la casting, stăteam pe un scaun, ea a intrat să dea probă, țin minte că era unde e magazinul muzică acum. Da, pe Calea Victoriei. Uh -huh. Și iese un domn. Și zice, tu nu vrei să dai casting? <laughs> Dacă tot ai venit aici. Și mă păi, dar, nu e pentru fete? Ba <laughs> da, e pentru fete, dar ieri am avut pentru băieți și n-am găsit ce trebuie. Nu vrei să încerci și tu? Zic, păi da, să încerc. Mie mi era rău. Nu Bă, ca să vezi cum e soarta asta. Îmi dă e o desenul. foaie de hârtie pe care scria textul. N-am apucat să-l citesc până la jumate, că m-a chemat înăuntru. că să dăm proba. Și am dat proba cu o cameră și cu regizorul care era în spatele camerei. Îmi dădea textul personajului celuilalt, că nu aveam doi băieți, era un maun. Și eu dădeam de aici. Ei, ce treia să joc? Un băiat de cartier. Cu glugă în cap și cu cuțit în o, mână. A intrat dorohoi în tine. Am dat la textul rapid, așa natural, că mi era, eram de acolo, cum se zice. Și după aia, timp de 8 ani de zile, când... Uh, Trebuia să-mi dau seama ce rol joc. Luam scenariu și dacă dădeam paginile așa și apărea un băiat cu glugă care iese dintr-o tuvă cu un cuțit în mână, eu eram... Înțelegi? 8 ani de zile nu m-au scos din asta. M-au dus puțin prin comedie pentru că am avut norocul să filmez cu Carmen Tarrases și cu Gheorghe Visu. Spune, Pe stai un pic, acolo acolo ai dat castingul ăsta și ți-a zis că ești bun, gata? Nu, am dat castingul ăla și au fost foarte... surprinși. Da. Am simțit eu ceva că eu au auzit bine, bine, am plecat, am mâncat. Fata care a dat casting cu mine, nici acum nu mai face meseria asta. Deci el nu a mai făcut niciodată meseria asta, s-a mutat în Franța, face cu totul altceva. Cred că de asta s-a născut, să mă ducă pe mine la castigul. <laughs> Îmi cer scuze, Andra. Andra o cheamă? Andru e Andrada, da, da. Știi, uite, mie asta mi se pare foarte tare uh, și poate e interesant în podcastul ăsta pentru cei care ne urmăresc faptul că nu trebuie să dai cu piciorul la nicio ocazie. Da, pentru da, că da, te duci da, acolo da. total nepregătit. Uh -huh. Tu puteai să domne, că nu știu rolul, plec, nu da, vreau. Uh, ai liniștit că ce la fac câte n-am fost înainte, pregătit <laughs> și cu somn nedormit, că <laughs> dacă nu ți minte textul uh, și degeaba n-am luat niciun rol, pentru că au fost multe castinguri. Se făceau filme, la vremea respectivă, la castel, film dacă știi, da, da. se făceau filme americane, în care trebuia să joc țin minte că era un rol un rol extraordinar. Ala, dacă îl luam, era bine de tot. Era un film american în care trebuia să joc un copil uh, handicapat, de, cu un handicap, care nu vorbea. Și din cauza, de, datorită acestui lucru, se putea lua un actor român. Că el nu trebuia să vorbească, tot filmul da. era așa. Și trebuia să joc cu un actor foarte mare de de la Hollywood. Numai că s-au mutat cu toată producția în Ungaria, că a fost mai ieftin acolo. Da, dar n-avea nicio vorbă în filmul ăla. Da, dar era rolul principal, să dai seama care nu e ușor la un moment dat să faci un rol principal fără să vorbești și doar din mimică. Da, 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 da. Și s-a mutat în, Ungaria filmul, îmi pare rău. Dar și nu După castingul ăsta te-au sunat și au zis, hai de că ai luat... După castingul ăla a doua zi, eram într-o lebuț, minte. jur, așa a fost și la mine când am dat casting la TVR2, la trupa de pe 2. Eram în auto, într-o lebuz, Mi-a mi-aduc aminte pe lângă Armenească, pe lângă biserica de Armenească. Trebuie să vorbim și despre știri de azi, că am văzut-o. cu aia? Cu aia, ai luat bătăi, în auto, într-o Da, ce, a apărut undeva asta? da. Da. Ai povestit aici. A, am povestit la podcast. Și-au luat uh, și -am da. făcut a, și da. nu, că am Super. și eu o situație asemănătoare. Și de asta zic, eram într-o rebuță da. care, bună ziua, vă rugăm frumos să veniți la Treznea Română. Ați luat uh, castingul să veniți la cursuri. Eu nu, nu înțelegeam. Da, da. De cum nu mai pe pila aici, nu-i da, voi pe voi da, 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 așa da, 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 da. dacă te mint. Și am luat primul, primul rol, a fost în numai iubirea, Terente. Numai mai da. iubirea ăla da, cu Ana da, da. cu, da. cu Papadopol, cu Pepe care cânta pe generic, da. Și ăla a fost rolul care am a deschis M drumul telenovelelor. De M-am mutat înspre toate telenovelele. Am avut norocul să nu fiu frumos. Că dacă ești frumos, joci un rol principal și anul următor nu mai joci, că n-ai jucat principal anul trecut, ce să te mai uc, te știe toată lumea acum ca fiind protagonist, acum nu mai. Eu am jucat numai de ăștia mici, dar am jucat tot. Adică am jucat în toate, le-am luat la rând, a fost numai iubirea, lacrimi de iubire, iubire ca în film, da. se vede că aici, de -aici uh, state, de România, state de România, regina, moștenirea, inimă de țigan, tot, tot, tot ai da. prins. Până și în ăsta, cu Lala Band, am, am jucat un rol cu cuțitul, cu, cu căciul în cap de iarnă și cu cuțitul în mână. A trebuit să le repească cineva pe fetele alea, da, -a să le... Pe, cine -avea, mă? pe strunilă, mă, știi, să că le aveam, pe strunile, le Da. da ce vreau să te întreb? Ok, nu erai tu frumosul nu. telenovelelor, cum spui tu, dar uh, ai avut momente de sex, uh, chestii de ce? Am avut momente de sex, dar nu am vrut și partenera. Ce mai eu. <laughs> Normal erai cu gluga și adică cuțitul. Erau, erau cine de sex în care numai personajul meu voia să facă sex. Dar cum, cum a fost asta? Cea mai mai a fost Dură. asta aia, cea mai dură, a fost... Uh, Mi-a mi povestit a... de exemplu, aici uh, Lucian Viziru da. că și-a pus trei perechi de chiloți da. Pe da. ca să poată să facă uh, scena de sex cu Nicoleta Luciu. Eu am văzut mai multe, pot să spun, mai multe. Uh, eu am văzut și cu scoci pus pe... <laughs> uh, ca să le luăm pe rând. Unu, afară, scenele de sex de genul da. ăsta, ca să se vadă bine, se fac cu o șosetă. Cum o șosetă? șosetă? Îți iei o șosetă de-a de pe picior, sau îi cumperi una nouă și eu pui cu totul acolo pe tot ce înseamnă așa. Eu am făcut o scenă din asta pentru că exista într-o... Uh, deci într -o... până la urmă sunt adevărată mă banculea cu șoseta flaușată, știi, dimineața la beție singura lor haină e o șosetă. Da. Nu, uh, am făcut un uh, pilot făcut de Pro TV, de Sârbu, Adrian Sârbu pe Bremuri, o chestie preluată de la spanioli, pe care urma să încercăm și noi. A, Ei, mi-aduc aminte. Era da. filmul ăla cu, pușcă, cu poliție, cu ceva? Nu, nu, cu... nu, 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 nu s-a mai făcut. A, fost nu doar s -a mai, pilot, făcut, dar mai fost doar, o chestie preluată film de Ei, la spanioli. În pilotul respectiv, era vorba de acordul părinților, atâta era, 12 ani, nu era de. ceva. Dar trebuia să deschidă ușa și să-l vadă pe unul care calcă. Iar în dreptul fierului de călcat era exact zona în care nu se vedea, știi? Da. Și, dar din spate trebuia să fie gol. Da. Și eu am fost actorul care a trebuit să joc chestia asta. Și au mi-au spus că, în că regizorul era Ben, din Anglia ca să ne arate cum se face treaba asta. Ne-au spus că în străinătate se, face se practică următoarea chestie. Se pune o șosetă pe așa, îți bagi tot acolo în șoseta aia strântă și așa. Îți jur că după Două ore s au obișnuit toată echipa cu mine, mâncam în sevișuri, cu ei și <gătări> eram pe platou cu Joseta pe ea, mâncam sandwich beam cafea... Deci, de aia, un gol pe da, românește, da, 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 doar cu o șosetă pusă. Da, 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 da. Și e, gata, băie, sunt aici, da, okay. Da. Nu, la început a fost așa, m-am băgat, am filmat, am stat. Dar după aia când am văzut că am de filmat toată ziua în aia, am zis, asta e, și că nu se să mișcau, schimbau lumina, e ce mă, mă, bra, pune halatul, de halatul, pune halatul, lasă-mă, domne, că e ce, n-ați văzut? Asta e! Na, n nu aveam în pe fund, n nicio, adică eram bine. eram ok. Ok, bun. Și sex ai avut în vreo telenovelă, în vreun film, ceva? Nu, aia a fost cea mai nașpa când și-a luat amendă postul acasă din cauza asta. De ce? Pentru că a fost foarte puternică uh, siena de viol foarte puternică cu Adela Popescu. A fost... Tu ai violat-o pe Adela Popescu. Da, și a fost cam nașpa. Adică da, prea mult, adică, nu? care nu știu cum s-a ținut măsura, că nu eram la regie eu, uh, nu știu cât s-a ținut din montaj, cât s-a dat, dar cic a fost prea dură da, și și-au luat oameni de foarte mare. Dar, dar acum, chestia asta s-a întâmplat cu 10 uh -huh. ani mai mult, nu? 15 da. ani. Da. Acum, cu ochii de acum și cu ce se întâmplă în ziua de azi se mai pare ai o secvență prea mult? Prea mult pentru ce se întâmplă în filmul de azi? Cred că da. Și acum ar fi da, prea pentru mult? pentru că știi, acolo știi ce a fost? Impactul emoțional. Eu am văzut cel mai bine dintre pământeni cu câteva zile înainte. Și acolo știi că e o, o scenă cu viol da. în închisoare, știi? Și mi-a rămas în cap aia. Și cred că pe fața mea aia a fost, știi, toată treaba aia. A fost aceeași poziție, aceeași tot aceeași stare. Ți a intrat în rol. Da, și Adela era cu hainele rupte, cu găleată de apă, turnată în cap, adică era agresiv, trasă de păr și agresat. A fost mult pentru acordul părinților, asta zic. Uhum. Pentru aia, acum, pentru 16 ani, nu era nimic, îți dai seama. Nu... Da, nu ai era... tras duble acolo sau cum e? Am impresia că n-am tras duble pentru că era foarte frig, era iarna și cred că s-a tras una. Mi-aduc aminte că chiar a spus Ruxandra Ionu să face repede pentru că răcește ea de la... Da, una, cred că una și aia a fost. Eu am făcut, ceilalți s-au uitat că mai aveam doi prieteni. <laughs> Dar în rest, n-ai avut și tu cu pupat, cu dracu. Ba da, am mai avut, dar n-au fost așa de. A avut cu doinița, am avut. Zai cu doinița, am... v-ați pupat pe buze, adică da, pe. Da, pe dacă a fost nevastă, mi-am film cum să nu ne pupăm pe buze. Da, și adevărat, tot vizirul zicea Lucian că nu se pupă cu limba la filmele. Depinde. Aveți, de la actor la actor. Păi depinde că dacă tu ești acasă într-o relație și celălalt actor e acasă într-o relație, actoria e actorie. Dar dacă tu ești dezvolt student singur și ea e dezvoltă studentă singură, de ce să ne prefacem că nu ne place, nu? Actoria e actorie. Actoria e actorie în funcție de ce stare de spirit ai. Dacă mi-e e întâmplător, poate îmi plăcea de fata aia. Da. La momentul ăla, că atunci nu eram căsătorit, ne aveam copii, mai tragem o dublă. Mai tragem o dublă, că n-a ieșit. <laughs> ne împiedicam la sfârșit. Da. Poți să te îndrăgostești în urma unui rol se de genul întâmplă, ăsta? Se întâmplă, da, probabil că se întâmplă mai des mai decât ne imaginăm. Dar nu, nu este exclus să, să nu te înțelegi deloc cu partenerul tău, să faci scenă de sex. Ai avut momentul ăsta? Um, nu eu, dar am fost de față, am asistat. Sunt foarte mulți. Adică erau directori care, care nu se suportau în viața nu de nu zi cu Nu vorbeau în viața, în viața reală, nu nu se salutau și au trebuit să facă o scenă de sex. Adică în film trebuiau să fie da, pasionali. Da. Și da. le-a ieșit? Le-a ieșit, că știi, când te bagi acolo, parcă ești altcineva, într-adevăr. Te transformi. Da, te transformi, da. De asta zic că și pentru actor, vezi, ai spus că este asta, cred că e importantă, dacă ești căsătorit sau pe ai pe cineva acasă, care da. poate să te, bate la, să te uh -huh. bată la cap pentru că e geloasă sau că nu, e gelos. Nu, 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 că e geloasă, nu că e sau, sau că, că e că gelos, că... că... uite la Dinu Maxer cu Nicolae. Uh, Nicoleta. Aia acolo e lipsă de profesionalism uh, când apare gelozia într-o relație de genul ăsta sau uh, nepotrivire de... Uh, cuplu, pentru că dacă ești actor trebuie să-ți pe cineva care te înțelege. Nu, eu vorbesc de faptul că dacă tu ești într-o perioadă a vieții tale în care ai copii ai în cap faptul că tu trebuie să-i duci la școală ai în cap faptul că ai o soție acasă pe care o iubești și așa mai departe o să, o să mecanic o să-ți dorești ca scena respectivă să fie tehnică și așa mai departe dar dacă tu ești zglobiu vii din club ești din club și tu ești în perioada aia efervescentă în care vrei să iei fete cât mai multe nu mai e așa! Este impecabil scena. Da, nu, dar poate că ea că am pățit să fie și să am o scenă în care doamna respectivă era mult mai mare decât mine, eu trebuia să o pup și ea încerca să-l convingă pe regizor că să nu mă pupe. Și eu eram acolo, să stăteam, deci o pup sau nu o pup, ca să știu. Zi? E, e, te simți prost așa, că zici, da' te rog eu, că nu are rost, adică de ce să nu știi? Vorbea. Doar un pic, vorbea da, cu, da, da. cu Iura, știi? Îi zicea lui Iura și eu eram acolo, știi? Da. Zic, dat când trebuie să o pup, pup, dacă nu o pup și gata. Și ai pupat-o? <coughs> uh, nu ai nu mai țin Care e rolul tău? Eu, era o doamnă căsătorită, da. Care e rolul tău preferat de până acum? Uh, îți dai seama că Stevenu e rolul meu preferat, pentru că... E viral și acum pe TikTok, Stevenu. Uh, știi de ce? Am, uh, la un moment dat am, am făcut tot ce am vrut, tot ce mi-a trecut prin cap. Inclusiv am vorbit corect limba română. Eu în Stevenu am făcut chestia asta pe care o fac ăștia acum, o făceam atunci. Pe care? Da, da. Doar în loc de decât. Stevenu a ajuns să-i corecteze pe oamenii de jur, că a văzut de la televizor că așa se zice. Aha. Înțelegi? Și am propus scenaristului treaba asta și scenaristul a zis, da, mă, da, e bine. De ce nu poate să învețe unul ca Stevenu, un personaj ca Stevenu, că nu se zice care, că se zice pe care? Și din potrivă, parcă ești mai atent când zice Steven. Da, da, da. Și înveți mai repede. Și am început să zic, uh, să-i corectez pe ăștia prin casă, când vorbeau prost. Ce ai zis, mă? <laughs> Pe care, tăticule, să zice, nu să zice care. Foarte tare. Și spunem, dacă acum te mai strigă lumea pe stradă, Stevenu. Da. Și după atâția ani? După atâția ani încă a rămas Stevenu, pentru că se redifuzează la nesfârșit, cred că s-a dat de 4-5 ori. O să intre și asta în cartea recordurilor pentru redifuzări, <laughs> da. Se redifuzează pe m, celelalte posturi ale Pro-ului, cum se cheamă? Da, Pe Pro2. Pro pe Pro2, jucă, nu? Da. Pe Pro2 și se redifuzează într-un mare fel pe TikTok. Da. Și deci se, e da. pe TikTok, Stevenu da, e, da. e acolo da, la da. căutare. Dar știi, până acum încerc să înțeleg de la tine de ce toate recomandările erau către firmele astea în care erai personajul negativ. Am înțeles, uh -huh, după blocurile da. gri, dar aveam un moment în care ziceai, bă, parcă aș vrea să joc și eu altceva, nu normal, mai negativ. Normal, normal că am vrut să joc și eu un băiat cu diplomat. Și? Și nu mi-a dat nimeni, sacou și diplomat, nu mi-a dat. Da, că mai ești regizor la următorul. Următorul <laughs> îmi dau eu unul cu glugă și cuțit ca să fiu sigur că mi ies. <laughs> da, n-am avut aliura asta, eu nu inspir treaba asta. Nu am inspirat oamenilor din jurul meu. Avocat, medic, bancher, banchier, nu, nu inspir. Mi-am dat în schimb în teatru două roluri de avocat. Deci am două spectacole scrise de mine, în ambele sunt avocat. Pentru că tu ți le-ai distribuit, nu? Da, normal. Stai, <laughs> da, mă, să rămână ceva în istorie, că să-i Bun, au ținut povestele astea 8 ani și ai zis că uh -huh. era ascensiunea aia maximă. Hai Succes, să... da, glorie, da, da, da. bani, Ei, tot ce vrei. Imediat după ce am apărut la televizor, prima dată cu TVR1 nu s-a întâmplat nimic. Adică n-a văzut nimeni serialul respectiv. Șase episoade, apăream și eu pe acolo, erau actori mari care jucau acolo rolurile principale. Ei, cum a început telenovela? Ca apropo de asta, uite, Adrian Ștefan, cu care am jucat mm -hmm. prima telenovelă în aia, numai iubirea, m-a sunat zilele astea și mi-a zis, băi, ce se întâmplă, mă, de cu Netflix-ul ăsta, cu, 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 cu zici că suntem la numai iubirea. Dar ce ai, mă? Băi, Bă, pe stradă, toată lumea trage de mine, mă întreabă dacă nu sunt ăla din seria, din filmul complet necunoscut, dacă nu sunt ăla, dacă nu sunt ăla. Așa am pățit atunci, la numai iubirea. Pentru că pe stradă. Prima dată în viața românilor s-a întâmplat ceva, o, o, o minune era un serial în limba română, care nu mai trebuia să citești, la care nu mai trebuia să citești. Și jumătate dintre românii care citeau mai greu, <laughs> Au fost. S-au făcut mă. S-au gândit și la noi. Băi, ce tare, stai, ascult și tare, nu tești. Ei erau învățați cu postul acasă, unde erau telenovele, de după la... telenovele. Deci era mulți au învățat de la post spaniolă, știi? Da, da, da. S-a băgat, uh, cum se cheamă asta, doza numărul 1 de telenovelă De telenovelă în poporul român, cu câțiva ani de postul acasă. Doza numărul 2 s-a băgat că au început să fie din ce în ce limbi mai apropiate cu limba română. Au învățat uh, spaniolă. Mulți au învățat mulți, de la telenovela spaniolă. Da, da. După aia au învățat română de la telenovela. <laughs> care, cei care nu știau, a fost așa un val de fugă dinspre toate posturile spre da, da. postul acasă, care, dintr-o dată, postul acasă a ajuns să facă un rating la vremea respectivă mai mare decât știrile pro TV. Și sărbul Sârbu zicea, băi, îmi stric știrile că, cu voi. Mai ales că serialul era la aceeași oră la cu știrile. La aceeași oră, da, da. Cu știrile. Ce facem? Ne stricăm știrile cu voi? da. Ei, și a fost un mare bum. Eu l-am tratat ca un prost copil care s-a trezit într-o dată. Nu erau încă telefoane să faci fotografii pe stradă tot timpul, cum mai acum știi, dar autografe, tot felul de chestii. Odată țin minte, cu, tot cu Adrian Ștefan, eram, am băut noi toată noaptea, eram ne-am trezit pe drumul taberei, era o fată, nu mai știu, și am venit la un restaurant, nu mai există acum, pot să-i spun, Berbecu, lângă... Dar pot să-i spun și dacă există, să-i fai, nu da, pe da, online. Da, da. Berbecu lângă Teatru Bulandra. Și ne-am dus acolo să, să mâncăm o ciorbă, că așa era la noi, la 12 s-a deschis, să mâncăm o ciorbă, să ne revenim. Unde? La? Berbecu. La Berbecu, la mai da. era Shorley, mai era... Mai era Shorley, da, ma... da, da, nu. Ăsta era gorozele. un restaurant al actorilor, că era lângă Teatru Bulandra, la la, sala. De Aici, de la grădina, grădina Icoanei. Păi, și întrebăm, dar țigări aveți aici? Nu avem. Hai, Adrian, mergem noi doi să cumpărăm. Mai erau la masă niște ei, așa. Și când am mers să cumpărăm țigări la Chioșc, am nimerit o clasă de copii, de clasa 1, 2 și 3, care au ieșit la școală. Și au început să ne ceară autografe. Și noi eram mahmuri abia, ne pe picioare și scriam autografe pe foaie, cu mâna Știi când scrii pe o foaie? Nu poți să scrii nimic. Și erau vreo 40 de copii și noi eram mai pot, nu mai pot! <laughs> Cum te cheamă? Costel, la un moment dat făcea numai așa pe foile alea. Că am vrut să ne luăm țigări. Am zis, am Dumnezeule, nu mai pot. Ce ați mai afară? Ce s-a întâmplat? Ne-a prins o clasă de copii. Asta era celebritatea aia. Da. Și am cheltuit toți banii. Adică mie nu mi-a ajungeau banii joi până joia viitoare, că joia se plătea la ProTV, minte? Și nu mi-a ajungea de joi acum până joia viitoare și eu, oricum luam 5 salarii de la lui într-o săptămână, știi? Bani serioși. Da. Nu ca acum, că am văzut și eu podcastul tău cu Dorian, înțelegi? Da, nu acord. de genul la bani serioși, păi, dar pentru salarii. un student de 23 de ani era... Într-o săptămână să iei 5 da. salarii pe care le câștiga un om care se ducea zi de zi 8 ore la serviciu, da, era da. ceva. da. da. Ei, toată treaba asta m-a făcut cumva cam perioada dar aia. Dar pe ce cheltuie? Păi numai pe mese. Da, exact. dau de băut, dau mm -hmm. de mâncare, cine mm -hmm. plătește? Eu, tati. Am avut marele noroc că nu s-au prins drogurile de mine. Nu s-au prins. Cred că nici nu erau atunci. Uh, ba da, erau, că... Uh, Mai aveai colegi care ad anturaj. A, a, Anturau așa câțiva pe lângă mine, dar nu m-au prins și plus de asta am fost foarte învățat de acasă, că dacă, dacă te duci în direcția asta, e nasol rău. Mi-a intrat în cap și la mine erau lăutare, și cu. Da, dar lăutare e lăutare, adică lăutare cu Neloploesteanu, cu așa, înțelegi? Și pentru că eram singurul din clasă care lucra, Adrian Ștefan era și el singurul din clasa lui care filma, noi plăteam mesele tuturor colegilor. Adică, eu când mă duceam undeva să-i scot pe colegii mei să mâncăm, să bem, să petrecem, nota de plată venea. La mine, din mână în mână, nu vorbeau, înțelegi? Și plăteam tot și mai mult decât atât. Îi sunam să ieșim în oraș și ei nu voiau, că nu mai aveau bani. Ziceam, hai măi, ești nebun că îți dau eu bani. Nu, că nu mai am. Îți dau și împrumut! <gântu -i> Ca să ai și pentru ești cu mine să mâncăm! Da, ești cu mine să bem! Ei, și asta a fost studenția, a fost un fel de club. Noi mergeam în Club în Fire, în zona aia, nu am fost niciodată da, asta în, în seamnă... cluburile astea de fiță, n-am nimerit-o pe acolo. Da, asta cred seamnă... că de asta am scăpat și de... n -am, n -am de -am droguri. cu droguri. Că am fost în zona de Club o în un fel de Mysteryala Hipsterial, de anul 2000, da. Dar da, da. Da. cred că și atunci, a... și acolo erau oameni care poate găsi au viciul ăsta. Care? Cu drumurile, nu? Da, 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 da. Depinde despre ce vorbim. Dacă e de, dar știi, la ce, iarbă, dar știi la ce vreau la... să te întreb? Povestea asta e pentru că n-ai avut cu cine să vorbești, să spună, bă, știi ce? Vezi că la un moment dat. Da. O să se oprească serialul ăsta. Nu, că m-am prins, stai, că nu sunt prost. După vreo patru ani. m zis, bă. <laughs> după patru ani de cheltuit banii da. care nu se ajungeau de joi până joi. Ficatul era bine. Mă ți bătea așa de... în conductă, nu? Îmi bătea, dar eu făceam pauze, că nu puteai să faci meseria asta dacă nu făceai și pauze. Uh, dar uh, după patru ani am zis, mă, nu nu, nu poate să țină treaba asta mult. Trebuie să ies de aici cumva. Am făcut masterul la regie de film, gândindu-mă de pe atunci, stai puțin, că o să ies de aici, nu știu nimic să fac. <laughs> am intrat aici câștigând Galatunile Actor, că eu câștigasem da. când am terminat cel mai bun actor la Galatunile Actor în generația mea. La Mangalia. Am intrat cel mai bun actor, dar în 2-3 ani nu mai considerat nimeni actor, pentru că pe vremea aia era și problema aia, știi tu? Aha. Am și în telenovele, ce? Noi, toți ratați. Toți, uh, Până când tot povestea asta a fost reabilitată, când în telenovele au venit cei mai mari actori să joace. Toți. Și da. atunci uh, a... Da, 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 da. Gheorghe Dinică, Marinuș Moraru, da. Maia Morgenstern și mulți, da, da, da. mulți. Rectorul, Rectorul Universității de Teatru juca alături de noi. de nu? Da, Zanfirescu. Da, dar din punctul nostru de vedere, lucrurile erau la fel. Eu asta am, tot o explic și eu tot te explic. Eu am făcut un film care a durat să-l filmez și să-l pro, post aproape un an, da? Dar pentru că se ia chestia aia la montaj și se, se are grijă de fiecare cadru, de fiecare încadratură, se filmează într-un anumit fel, se pune lumina într-un anumit fel. Ei, acolo se făcea, gândește, undeva o, o oră jumate într-un an. Ei acolo făceau o oră într-o zi și se monta într-o jumătate de oră și te dădea pe post. Din punctul ăsta de vedere, ea era o telenovelă, cum a zis era Prute o mașinărie, Pruteanu, a zis că da. telenovela este o găleată cu apă în care arunci un sâmbure de lămâie și zici că e limonadă. Înțelegi? Așa a zis <laughs> Și era telenovela. Dar din punctul nostru de, de vedere că actori noi ce vin aveam? Că eu tot uh, meseria asta o facem. Ba mai mult învățam textul de 18 ori mai repede decât l-l învăța Iureș da, la... Dar cred că s-a dus repede după aia eticheta asta, nu? Paoleu, a ținut mult. Și m-am întors în teatru să fac teatru, zic, păi, nu. <laughs> no. nu... de la telenovele. Dar uita mă că vă plăteam mesele. Da, da, ai făcut teleovele, nu puteți să ne aduceți cima așa. Cu adică, tine. colegii tăi ajuseseră în teatru da. și se uitau la tine, uh -huh. ca ăla care, cum, acum a la teatru când tu ai jucat toate da. lucrurile le facile. Uh -huh. Și după aia a zis, Aha, nu vreți? nu mă vreți, eu vă vreau, cum e. <volley> da, Voi nu mă vreți, vă vreau eu. Vă vreau eu, da. Și am început și mi-am scris eu. Da, aici am căzut tare cu băncile, că aici e cu banca, știi? Da, dar stai pic, 4 ani, uh, ai, da, ai, plătit mese în stânga, în dreapta și da. apoi ți-ai dat să nu, am bătrăs. am plătit, dar vreo eram conștient că o să termine. Aha, ok, în și? Și, și acum cu banca? Și cu banca s-a întâmplat așa, pentru că în anii 2006, 7, 8, știi cum erau băncile. Îți dădeau credit pe nimic, puteai să nimic, buletinul, da, făcea la mine a venit la un set, știi unde e un Da, da, da -set acolo, ai, la, la acolo, la de... am venit unul de la bancă <laughs> să-mi facă card black, gold, din astea. Eu am întrebat, ce e gold ăsta? Mă? E un card pe care o să ai 5.000 de euro și cheltui când vrei, dar trebuie să pui înapoi, din când în când. Aoleu! Ia fost și mie unul, la onset, eu mâncam, mă l-am făcea cardul. Era sfârșit de filmare. Iulie am plecat la Vama Veche cu patru carduri din alea, că eu când am văzut că, când am văzut că se face la o bancă, m-am dus și mi-am făcut la toate băncile, știi? <laughs> și și am, ce sunt prost? Da, am luat patru carduri și m-am dus la Vama Veche, m-am întors în toamnă. În cutia poștală era așa plină cu scrisori, <laughs> înțelegi? Trebuie să dai 500 de lei, 500 de lei, 500 de lei, 1000 de lei, 1500, 1500, la fiecare card, pentru fiecare lună, trebuia da. să eu tot pun înapoi. Nu mai spun că nu mai erau niciun bani pe cardurile alea. Și mă sunau, de la bancă. Dumneavoastră ați scos suma de cutare în vama veche la bancomatul cutare? Probabil. <laughs> Asta a fost. Deci tu n-ai avut o problemă cu o bancă, tu ai avut cu mai multe bănci. Eu am avut uh, problemă cu, cu mai multe bănci în sensul în care la un moment dat uh, am strâns toate aceste sume. Deci de la cardul ăsta ți se trage. Nu a fost uh, ipotecă de gradul 1 pe apartament, am, am avut niște uh, probleme cu părinții acasă și a trebuit să-i ajut. Și am pus ipotecă de gradul 1 pe apartament, după care am pus ipotecă de gradul 2 pe apartament. Ce înseamnă asta? Adică, adică creștea prețul apartamentului și ăla de la bancă zicea, nu vrei să-ți mai dau încă 20 de mii, că poți să mai iei, știi? Ba da, zic eu, dăm ce mai, că eu la cât, cât câștigam eu când îi duceam documentele, ieșea că eu pot să mai iau mă, încă, încă, de două ori pe atâta, știi? Deci nu consilierul ăsta financiar. Aia, da. Bun. Și la un moment dat s-a adunat așa, venise cu, aveam copil de acum, era încurcată treaba, știi? Eu aveam un apartament cu două camere și banca și a făcut a strâns toate datoriile mele și le-a strâns într-o rată care era sub ipoteca unui apartament. A venit uh, uh, pandemia, auzi, era să spun. Criza din 2009... 2008 atunci, da. S-au dus toate în jos și eu în 2009 avem rată la un apartament cu două camere 1200 de euro. <laughs> Da, stai un pic. Să le spunem oamenilor care se uită la podcast să nu creadă că aveai două camere la Paris sau undeva. Erau două camere în Vita, în adică. Da. Să știi că am stat la căminul ăla de la Bobocica. Da, acolo erau. mergeam cu 102. Ei, vreau să zic că, știi de ce, rata nu era reală la apartament, dar când s-au strâns toate cardurile, cu toate creditele de nevoi personale, cu toate ratele, alții au pățit o în franci sau cum era atunci. Atunci a fost nenorocirea. Eu am zis așa. Băi, oameni, vă esteți sănătoși la cap. Cum să dau 1200 bă pe o, un apartament cu două camere? Vă dau apartamentul. Nu, a cheile, am dus, am dat apartamentul. Te-ai dus la bancă? Da. Eu m-am mutat cu 500 de euro într-o vilă. <laughs> de te-ai <-așa, laughs> dus la bancă. Bună ziua. Da, și... am zis, domnule, eu vreau să luați apartament. Păi nu putem, că trebuie să vă facem hârtile. Până îmi faceți dumneavoastră hârtile, aveți aici cheia și s-a închis tot. Îmi spune doamna la bancă, nu fi prost. Cum adică? mai pune chiria așa acolo să mai iei un an de zile, că durează până ți-l luăm un an de zile. Eu mă iau după doamna și pun chiria așa acolo, nu spun. Deci și ai plecat din apartamentul am tău. Am plecat din apartament, nu mai stăteam Te acolo. M-am mutat într-o vilă, da, la curte. Exact. Mi-am luat câine, trăiam pe picior mare, ce da. Mi-am șters numele de pe el, toate listele, de pe tot. Mi-am aruncat toate cardurile la <laughs> tomberon, înțelegi? Și am zis, bancă, caută-mă! și <laughs> ai băgat și chiriași. Și am băgat chiriaș acolo. Și pe aia a fost nasol, că chiriașii au plecat și nu au plătit întreținerea. Și mie mi se părea așa foarte prost. Să, mă, eram prostul satul. Adică după ce că mi-a -mi banca apartamentul, mai plătesc și chiria lor. chiria, întreținerea. Întreținere. Întreținerea. De și tu nu verificai, nu? A, asta era ultima mea grijă, să văd dacă da, la plătește dai, de întreținerea nu... la apartamentul pe care e al altă <laughs> bancă, <laughs> nu e al meu, știi? N-a plătit ăla și vine administratorul. Domnul, că de trebuie să plătiți, zic, băi, tu ești să le toți la cap. Tu n-ai văzut că banca a vândut apartamentul? Nu, da. mai el meu, mai el, băi. Când îl vinde, prima chestie, trebuie să fie utilitățile plătite. Cum l-a vândut banca dacă nu erau utilități plătite? Păi nu căci că e în sarcina dumneavoastră. Băi, dăm în judecată, lasă-mă în pace că nu-ți dau niciun leu. Nu că nu. Am, nu vreau să-ți dau niciun leu. Că... <laughs> am o ciudă pe voi. <laughs> erau 2000 de lei. Și? Nu i-am dat nici acum, mi-au pus popririi și i-au luat ei. Dar nu, nu am vrut să-i dau eu. Și da, te-a durat ceva nebunia asta cu banca? Că la un moment dat era... La un moment dat, vreți găsat, vrei să-ți spun cum Ia. era? Mergeam prin mall... Să-mi cumpăr haine, Și era un radio și s-auzea Octavian Strunile este dat afară din casă, Octavian Strunile nu mai are cu ce trăi. Octavian Ei, și eu eram în să-mi cumpăr hainii. și Ieșeam de acolo, că nu mă credeau. Mă credeau, credeau că mă am să fur. Mamă. Da, a fost agasantă perioada respectivă, dar mă bucur ceva, că am trecut pe acolo, că îți dai seama câte scenarii o să am eu de acum despre asta? Exact, asta e. Poate să da, da, da. se întâmple foarte multe lucruri. Da, da, da. da, da. Păi și s-a terminat asta. La un moment dat era în ziar toată ziua. Te, cred că te da, dar gândește-te că treaba asta s-a întâmplat în 2010. Ei, acum suntem în 2021. Și încă se mai vorbește. Da. Deci, A, să fie clar la podcastul 11 ăsta. 11 ani. 11 ani. Octavian nu. nu mai are nicio treabă cu banca. Nu mai are nicio treabă cu nimica. <laughs> Octavian Strunină nu mai are treabă cu nimic. Ai uh, cunoscut-o pe Oana? Uh -huh. A, ai, am cunoscut-o pe Oana... Când uh, avea datorii la bancă? Uh, da, noi ne-am căsătorit cu acte din alea, fiecare cu averea lui. De fapt, fiecare cu datoriile lui era vorba. Era contract prenupțial sau cum era? Da, da, da. Zic, am făcut în așa fel încât, să, să, să nu a, a, cadă pe umerii ei și datoriile pe care le aveam. Eu înțelegi, de <gântu -i> fapt. Ăștia o să te caute. <gântu -i> Ăștia sunt invers, știi? Cum e, cum e vorba. Că, de obicei, contractul anunțial se face, prenuțial se face ca să-ți protejezi tu averea. Da, da. <gântu -i> La tine. Era da, să contractul... protejezi datoriile. Da. Da. La tine a făcut, stai să nu ne caute, a? Nu. A, a fost cum a fost, dar s-au liniștit apele în sensul în care toate lucrurile astea m-au dat cu capul de pământ și cu, cu m-au trezit așa din adormirea aia, pentru că eu nu eram bine acolo, la serial. Adică nu, nu eram mulțumit de ceea ce, ce făceam acolo. Adică eu nu puteam să fiu doar un pion din, dintr-o mașinărie. Eu puteam să fac mai multe, știam să fac mai multe și oarecum trăiam într-o depresie continuă că fac doar asta. Mm -hmm. Lucru care. Dar ai cu cine să vorbești despre asta? Da, nici nu aveam, nici nu știam dacă, dacă sunt capabil să fac ce... Adică, dacă eu sunt capabil să fac complet necunoscuți, nu știam. Mm. Nu mai aveai încredere în tine? Nu, nu voiam să mai fac doar actorie. Vreau să fac mai multe. Eu vreau să fac complet necunoscuți. Înțelegi? Ca să înțelegi. Atunci, în 2010, nu, nu vorbesc despre proiectul ăsta în sine, vorbesc despre acest tip de proiect, de demers, mm. Să fii producător, să fii regizor, să scrii, să adaptezi, să aduni o echipă, să faci treaba asta. Eu știam că pot. Dar nu aveam unde să mă desfășor. Și loviturile astea din toate părțile, și cu banca, și cu uh, terminatul serialului rămas în fața la Intercontinental, țin minte, m-a lăsat mașina, nu se mai face <gântu -i> nimic. Și atunci a trebuit să scriu, să fac spectacole de teatru, să mă duc prin țară să joc și să încep să construiesc mașinăria asta de a adus bani, altfel decât așteptând să sune telefonul și să mă cheme cineva la casting. Pentru asta... că asta, asta face un actor. Un actor stă, se uită la televizor și așteaptă să-i sune telefonul. Oana a fost echilibru tău? Oana a fost un mare echilibru. Chiar un mare, mare, mare echilibru. Pentru că <coughs> am înțeles de foarte multe ori că unele căderi ale mele erau cumva justificate de o lipsă de activitate. A fost o tip acolo pentru treaba asta cu copiii, în sensul în care eu n-am avut niciodată grijă că de educația lor nu se ocupă în cel mai mișto fel de pe pământ, Oana. Știai că poți să te bazezi. 100%. Mă bazez în 100% la treaba asta și mă bazez 100% pe partea artistică, pentru că de fiecare dată a fost un ochi critic care mi-a citit prima dată scenariile care mi-a spus primul că acolo nu e bine, că personajul ăla nu e așa, inclusiv la complet necunoscuți. S-a implicat lor. destul de mult. S-a implicat destul de mult din multe puncte de vedere. Odată discuțiile pe direcții și pe personaje, după care a fost fotograf de platou, după care a făcut grafica și afișul și tot, este făcut de ea. Absolut Uite. tot ce vedem noi în mediul online acum despre complet necunoscuți este făcut de ea, inclusiv scrisul ăla, fonturile, toate sunt făcute de ea. Se pricepe, e foarte hecăriță, așa. E bună. Da. Ce nu știu foarte mulți oameni, poate, legat de filmul ăsta, este că tu ai un rol acolo de curier, apar puțin, dar de apar și copiii tăi. Și apare apar, o da, secvență da, da. care poate pentru mulți trece un pic neobservată, nu? Da, trece neobservată, da. Dar ei uh, nu-și doresc, din, din potrivă, adică nu sunt acei, acei copii care să-și dorească să, să apară la televizor pentru că tațul e actor sau e regizor. Ei se vede în videocolo la cu Da, mai degrabă e genul de copii care la sunt toată ziua televizor, te duci tu pe la măruță... Da, de, de ce ai vrut să joace? Pentru că nu aveam alți copii ce era să fac contracte, că știi că e greu cu copiii, trebuie să le faci nu știu ce, ce tip de contract, să fie de acord, mă și da. Bă, dă-le banii la copii. N-ai văzut dacă sunt mai mulți despărțiți decât uh, împreună da. în clase? Vorbesc serios? Într-o clasă de copii, sunt mai da. mulți copii care au părinții care au de... divorțați decât părinții împreună. E, e o mare problemă. Suntem și niște o... ciudați! E o, e o dramă destul de, de mare astăzi care se întâmplă, știi? Pentru că sunt foarte mulți copii care, din păcate, nu pot să, să înțeleagă ce se întâmplă, știi? Da. Și povesteam cu terapeuți care veneau și la emisiune și care povesteau și spuneau că parcă copiii au mai multă nevoie de, de discuțiile astea de terapie decât de obicei. Da. În fine, uite, mulțumim mult de, de tot prietenul nostru Alin Țibul că face un gin fabulos. Kingsbury London Kingsbury, Dry Gin. Așa că noroc Octavian Strunilă, un băiat extraordinar. Ne zim de oana! Ți-aș zice multe cunoscut-o om... la emisiune și mi s-a părut o persoană extraordinară, senzațională. Jur. Da, e. e, mi părut multe. Că e plină de energie, că e veselă, că <coughs> e. Da, e că un te, om te pozitiv, susține așa. Știi? E un om foarte, 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 foarte pozitiv. Eu nu am înțeles cum poate să fie atât de pozitiv. Eu am avut multe discuții pe, pe treaba asta și eu am susținut că, până la urmă. O, Orice scenariu vine din ceva. Acolo. De suferință. De suferință. Trebuie să fie ceva. Acum face și ea, după o perioadă mai lungă de pauză, pentru că s-a ocupat foarte mult de copii și am avut perioada asta așa, cu copiii mici, s are reîntors și face un spectacol de, de dans e coregraf și o să și dansezi în spectacolul respectiv. Eu o să încerc să-l vând prin țară. Nu știu cum o să vând un spectacol de dans contemporan în România, dar și o să ales încerc. Și mai perioada asta de restricție. Nu acum, că o să rămână. Un spectacol de obicei e de ce e mai bun decât un film, pentru că arde mai greu. Eu am spectacole pe care le joc de 6-7 ani și încă merg. Păi înainte să vii aici, aranjai că te căutau românii din străinătate da. să te duce să joci, da. ceea ce mi se pare foarte fain. Da, da, da. Da, 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 De asta zic, dar nu știu cum o să se vândă un spectacol de dans contemporan. Chiar... O să meargă. Sunt de cât timp sunteți voi căsătoriți? Căsătoriți? Noi ne-am căsătorit târziu, copiii aveau 9 ani când ne-am căsătorit, dar suntem împreună din 2008. Din 2008, exact da. din momentul ăla care era critic pentru da, tine. era atunci când a fost... banca? Nu, când a fost Inima de Tigar. Da, și tu? După aia a venit cu banca, în 2009-2010. Da, mă rog, în zona da, aia. Da, adică... da, 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 da. Te-a luat băiatul la plin de datorii. Da, <laughs> de da, de creditori. <laughs> Îți dai seama, ziceau și ei în familie. Am auzit la radio, ăsta, da. Nou, nu e nu, nu altă, nu-i bărbatul, da, tu, mă, da, mama, mă, ce face? Da, faci, da. a? Erau momente de asta. El la America și își schimbau numele, cred că. <laughs> Ați da. avut vreun moment de cum așa? Am avut. Ca în orice familie am avut. Dar vreau să zic că... Momentele mele de cum până cred că au fost necesare. Și cred că în orice familie trebuie la un moment dat ca oamenii să se oprească puțin în loc și să se uite la relația lor dacă e bolnavă pe undeva și să o repare. Să o însănătoșească. Da, să o însănătoșească, pentru că relațiile care tind să nu fie luate la ochi, adică să, să fie cântărite, pot să ducă în direcții greșite. Adică să. Și tu când Vezi că... ce se întâmplă prin anumite județe ale noastre. Și tu când ți-ai seama că, că, sunt ceva probleme acolo? Păi nu, problemele erau, nu, problemele erau din exterior spre interior, adică născute din problemele care erau cu meseria, că nu mai aveam la momentul respectiv job și încercam să mă repliez într-o zonă total nouă pe care o descopeream atunci, adică făceam un spectacol de teatru. Banii erau puțini, eu eram nervos tot timpul, eram agresiv, aveam impresia că dacă nu găsesc o pereche de șosete în casă e din cauza că le-a pus undeva Oana. <gântu -i> Înțelegi? Da. Și am avut o perioadă în care cumva eu mi-am dat seama la un moment dat că eu dau vina pe ea. Înțelegi, pentru niște lucruri care nu sunt ale ei, da, sunt legate de mine. Și am avut o perioadă în care a fost mai dificil, l-am trecut peste. De acum? Ați trecut doar voi doi sau ați avut nevoie de cineva să vă ajute? N-am fost la consiliere de genul ăla, dacă mă întreb dacă. Nu știu, mă gândesc fost că te ajută cineva în momentele astea, că e greu, parcă. Nu, 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 să, am să trecut. Știi ce cred că a fost? Faptul că am fost plecat trei luni în ferma vedetelor. Uh -huh. uh, și am fost plecat pur și simplu, în... ca în armat am fost, știi? Când m-am întors, au aranjat lucrurile. Adică ai pus mai mult preț pe ce aveai Da, acasă. da, da, da. După ce am văzut acolo... <laughs> <laughs> și ai zis, ce în capul meu, Aha. Da, 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 da. Am greșit total, recunosc că a fost... Uh, unu, n-am fost niciodată violent, n-am fost niciodată violent nici măcar în limbaj, n-am fost... Dar aveam senzația că lucrurile... Nu ies pentru că eram, e nașpa să trăiești în casă cu un om care e în depresie tot timpul. Asta eram eu, eram un om în depresie în anii respectivi. Yeah. Și aveam toate motivele să fiu în depresie. După aia mi-a spus cineva că băi, tu erai în depresie pentru că erai sănătos la cap. Că dacă nu erai sănătos la cap, tu te bucurai. Dar cum să te bucuri dacă tu nu aveai job, nu aveai bani, nu aveai aia... Cum să fii fericit? Atunci erai nezenătos la cap, dacă tu erai fericit în condițiile alea. Tu nu trebuia să fii fericit, erai exact cum trebuie, să fii un om sănătos. Să-și facă cumva să iasă din lucrurile respective. Da, da, uite, depresia asta, dacă n ai pe cineva la fel de puternic sau care să te înțeleagă, să te accepte, poate să distrugă o căsnicie, o relație. Da, tot, da, da, da. Pentru da, da, da. Că n avea nicio vină, Oana, pentru toate frustrările tale, să stea lângă tine și să, da, să da. simtă tensiunea asta. Da, 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 așa e. Dar eu văd în jurul meu familii care sunt. Dar vedem în complet necunoscut ce se întâmplă, știi? Adică, familii care stau pentru copii și doar pentru copii, oameni care eu pe asta nu, nu înțeleg și nu chiar nu dualitatea asta cu amanta, adică cum poți să trăiești așa, știi? Adică, să fii și uh, acasă și încă într-un loc uh, la fel de drăgăstos. Oricât de actor aș fi, adică, chiar. La tine cred că merge, actor. Păi aia simte, vezi, vezi că nu merge, pentru da. că tocmai că adevărul e adevăr Unul e. Nu sunt două adevăruri. Și se simte treaba asta. Se simte, da. Da. E bine că, știi cum e, ai trecut peste toate momentele astea și acum în 2022 poți să stai la aceeași masă cu Ana să zici, bă, ce echipă bună am făcut. Uh -huh, uh -huh. Da. Pentru că, uite, tu ai făcut multe lucruri la filmul ăsta... Da. Și uh... am uitat să-i mulțumesc. Da, vezi? Acum <gătări> exact ca în filmul ăla. Poți po 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 <gătări> să faci public acum. Uh, da, am uitat să-i mulțumesc pe scenă la premieră. Nu cred. Aproape. Am uitat aproape să-i mulțumesc. Pentru că e adevărată vorba, știi? Că... ce că... pe ce pe cel mai aproape? Familia mă lasă da, că da, ei știu. Da, ei știu da, că da, le da. mulțumesc. Păi ei știu, da, Oana știe că îi mulțumesc. La Dorohoi s-a văzut filmul acasă? Am fost la Dorohoi să văd filmul, Mă așteptam să fie o lume, rupere. N-au venit pentru că era exact săptămâna asta, aia cu certificatul verde. Da. Și la Dorohoi nu a ajuns să iese camionul cu certificate verzi, încă. <laughs> Și... <laughs> nu știa nimeni de să-l scoate. ce e el, da. știi. Și am avut o sală așa pe. Nu am avut o sală plină cum am avut, de exemplu, la Sibiu sau la Brașov. Da, eu nu întreb la Dorohoi dacă venit oameni din Dorohoi, dacă ai tăi, l-au văzut și cum au reacționat. Da, Normal că l-au văzut, l-au văzut și așa, îl văd și Netflix și cum. În fiecare vă. seară. Îți dai seama că ei sunt, au o generație. B, de la munte și la mare. E, B, de la munte și la mare. S-a uitat așa cum și a zis, bă, mă, e un fel de comedie, dar din asta așa mai elegant. Adică tu n-ai vrut să fii... Zic, dar da, da, cred că erau mândri că băiatul lor, fac. regizorul, uite, a reușit. Da. Asta e clar că, că sunt mândri de mine și că cumva mi-am dorit să fac asta și să vadă asta și să simt asta despre mine. Știi ce aș vrea să te întreb? Dacă ar fi să poți acum să te uiți uh în fața ta, de exemplu, și să fie Octavian Strunilă de acum 17 ani. Ce îi spune? Dacă ar putea să-i trimiți un mesaj așa în timp. Uh, cred că i-aș spune să să meargă pe același drum, pentru că toate lucrurile astea bune, rele, cum au fost, m-au învățat ceva și m-au făcut cel care sunt acum. Uh, nu știu dacă eu i-aș spune asta și copilului meu. Înțelegi? <laughs> Copilul tău îi spune, uite, pe drumul ăsta să mergi, că ăsta e drumul ăsta e la... să nu mergi, te rog, frumos. <laughs> Dar eu am învățat ceva, iar un regizor are o meserie care se hrănește cu absolut tot, și cu trăirile cu bune, și cu bune și cu rele și cu trăirile și cu gafele și cu uh, greșelile mari din viață pe care le-ai făcut. Mulțumesc Dumnezeu că suntem sănătoși, că am o familie sănătoasă, copiii, părinții sunt bine, încă suntem, cum să spun, Deci ai sunat eu... octavian Strunile de acum 17 ani. Da, mergi pe drumul ăsta la fel cum ai făcut o de naiv și de prost cum ai fost când ai fost prost. Și ce ai vrea să știi, de exemplu, despre viitorul tău? Aha. Dacă ai pune o singură întrebare dacă o să reușesc să fac rost de bani pentru filmul de epocă pe care îl visez. Asta e, asta e visul. Da, vreau să film? fac un one upon a time în America, în România. Și cât ar costa filmul ăsta? Mult. Imaginează-ți că trebuie să reconstruiești toate decorurile de la 1939, 1941, 1942, vremea războiului construiești decorul, bomba vine, îl dărâmă, iar îl construiești. Da. eu zic să fie atent, că poate mai vin ăștia cu carduri la bombardamente. Dar poate mai vin ăștia cu carduri de la bancă să-ți dea, să-i domnul struniele, luați aici cardurile astea, puteți să da, ce decoruri vreți. nu nu. Mai vrei să auzi de bănci? Mai ai credit de la bănci? <coughs> da, nu, eu văd folosul băncilor prostie. A fost la mine, că eu eram mic și necopt și semnam tot ce îmi dădea. Un contract n-am citit de la bancă. Deci, țin te... minte că am, am mers într-o dimineață, am semnat de a hârtii mă durea mâna, jur, făceam așa. Da, aveai cardul, Mai mult, atunci când am tras linii și le-am tras pe toate și le-am adunat într-un singur contract, am semnat, mă durea mâna, făceam așa. Așa am făcut. Și domnul, da, lăsați să semne! știi, te-ai apucat de la acordeon. Nu, nu m-am apucat de cântat la acordeon. Da, la un moment dat. Tatăl meu cântă la acordeon, tatăl meu face meseria asta, eu am văzut în casă, cred că și aici e spiritul de ăsta dorința mea de a fi pe scenă, pentru că îl vedeam pe el în fiecare sâmbătă, era undeva pe o scenă, el cânta, oamenii îl aplaudau, plaudau, îl apreciau, îi vorbeau cu el ca și când era un artist și atunci relația asta pe care a avut-o el cu viața mi-a dat și mie dorința asta de a face meseria asta. Iar la acordeon sunt cel mai prost acordeonist dintre cei mai buni. Da, că de cel mai aia. bun acordionist este cel mai, <laughs> mai prost, așa cum mi-a zis un prieten de-al meu. N-am nicio treabă. Dacă învățam să când la acordion îți dai seama că eram ratat? Acum? De ce? Păi eu nu mai făceam nimic din toate astea. Rămâneam la Dorhoi și cântam cu taică la anunț, iar în perioada asta eram distrus, că era, era pandemie. Pandemia, da, da. Dar unde e acordeonul? Avem, avem ciuca acordeonul pentru domnul Octavian Strunină, vă rog frumos, la cererea publicului. Ar fi păcat să nu aveți să noi o putea dedicație. Să nu se întâmple chestia da, asta. Uite, de frumos, alb, elegant. Alb, dar mic, ia uite, cu... <laughs> alb, dar Aproape de zucărie. Da, tu, și cu vocea când, nu? Eu? Da. Uh, domnii hater. Acum vă spun. Să nu cumva să văd un mesaj din ăla în care scrieți ce prost cântă ăsta la acordeon, nu știe. Pentru că vă spun eu, de pe acum cânt foarte prost la acordeon, nu știu. Voi o să vă dați seama că îl cântă foarte bine, că noi pe fundal o să punem totuși de la Marian Mexicanu ceva acordeon. Da, la Marian Mexicanu dacă puneți poate că îl și coptăm în nou proiect. Bă, e bun. Yeah, e da, bun, da yeah. ce să zici. Da. E, uh, și -a ce place ah. la Marian Mexicanu încă un lucru. Îmi place că s-a apucat să cânte muzica lui Budală pe înțelesul tuturor așa. Da. Pentru că probează foarte mulți acordioare în România asta. Și? De, păi da, n-ai văzut că începe să cânte, de zici că nu mai... Nu înțelegi nimic din în ce cânt. Zici că pro vrea să-l cumpere. Vrea, vrea, să, vrea să cumpere acordionul, să vadă dacă merge, merg toate clapele. Păi toate apasă. dar nu mai înțelegi melodia unde e, stai puțin. E și acum s-au prins câțiva lăutari și au început să cânte mai pe înțelesul oamenilor, că nu prea ne interesează că poți să tastezi repede dacă scenariul care este este numai cu, cu de hashtag cu din asta. Asta zic, că poate chestia asta la oameni ăștia da. e pentru că de la cum trimis toată ziua WhatsApp-uri, SMS-uri, foarte repede. repede Băi, E o diferență între uh, tehnică. Tehnica poate să -o, o câștige foarte multă lume uh, la un instrument. Uh, și suflet. Pui suflet în ceea ce cânt sau nu? Eu nu pot să pun nici suflet, n-am nici tehnică. Dar tu mă pui să cânt la acordeon. o ce? facem! Merge, bă, Aici nici n-am un rând de baș. Aici lipsește un rând de baș din față. <gătă> să tu vrei să-i pe oameni? că băgăm noi jucă. Poți să niște bași niște baș? Bagă. <gătă> Bagă niște de iar Iartă-mă că nu știu și s-ar putea să pare cea mai tâmpită întrebare. Și acordeonul se acordează? Nu, adică da, se acordează, dar mai rar când se dezacordează. adică asta nu se dezacordează așa ușor. Cântă coloana sonoră de la film. Doamne, te <laughs> că trebuie să recunoște că se uită la noi ca și cum Știi trebuie să-i spunem asta? ce, de asta ce? mă uităm. Sună un pic cunoscut. Sunt vagabondul asta e, vieții mele într-un film curaj capul Măturător de praf de stele cu surgiu, fără cusur, Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață, nu-i am dat câta aș fi da, Frumos! E frumos, cântă pentru toți prietenii care au venit să servească masa Bă, oh, dar ești bine pe asta Dar fii atent, acum tu când cânti la acordeon Și să nu vorbesc peste asta, peste ce când da. tu, tu memorești ceva, că te-am văzut cum faci așa Nu merge ceva Număr pe naima, că nu știu să număr. Se face așa. Se vedea fac, prin... fac, pentru că așa faci când nu știi, știi? <laughs> e <laughs> ca actorie, ca, știi că acum s-au apucat de făcut uh, actorie și uh, oamenii care cântă. Înțelegi? Așa-i văd și eu pe ei când joacă. Numără mă ceva. Acum când mă ăștia care se cântă și s-au devenit actori. Da. Se mulți, care, da. nu cântă, da. care nu au devenit reu. actori. Ea hmm? Care, care crezi tu că cântă, ei nu cântă, dar de au devenit actori. Nici nu cântă, nu? <laughs> nu mă pricep la cântat, nu mă pricep. La... De asta mă depus da. la să-i puțin. Dar ei recunosc că nu cântă. Da. Asta este ca acordionul, cam atât. Dar mai bag o horă de asta, ce băgase, de la Dorohoi. Nu, mai ești bun, ești bun, serios. Ar trebui să scoți un album la acordeon. Nu mai am clape. S-au <laughs> <laughs> la acordeonul ăsta. Vă rog frumos pentru Octavia Strunină un acordeon mai mare. Un acordeon mai mare. Și cred că e la mod asta acum. La... Da, da, da. Eu, când lăutărești. Ăștia sunt colegii tăi de... sunt da. tăi de, pe Netflix, de pe Netflix, nu? De da. Da, care au dat lovitura. Da. Au rupt ăștia cu serialul. Au rupt, da. Casa de papel, nu? Da, da. E și la ei foarte interesant cum s-a întâmplat toată treaba asta. Pentru că s-a întâmplat... Cum s-a întâmplat? Uh, ei făceau un serial care nu avea ei mare succes. Un serial care era la o televiziune din Spania. publică. Publică. Da. Adică nici măcar primul TV, ca să zic așa. Primul era? sezon a fost uh, primul așa, sezon așa. a fost ei au scos de pe post, ca să zic așa, înțelegi? Și după aia au zis că am văzut, am văzut documentarul da, despre da, când da. s-a făcut film. Și actorii au zis că bă, s-a băgat serialul nostru pe Netflix. Și, și până au a doua zi aveau milioane de fanuri, oameni care scriau din toată lumea. Erau din avea, am văzut documentarul, aveau câteva mii de urmăritori pe da, Instagram da, și da. dintr-o dată ce să milioane s-a avea întâmplat, Milioane. milioane într-o noapte, <laughs> da. Serialul în Spania n-a prins. Și uite când toată lumea a rupt. Asta și ai după aia notarele sezoane au fost uh, produse, luate de Netflix, da. Eu îți doresc uh, să ajungi la nivelul ăsta și sunt uh, convins uh, că, că o să reușești pentru că ești ambițios și pentru că asta îți dorești. Când e vorba de pasiune, n-ai cum să nu reușești. Știi că, acum, fără nicio chestie, uh, ne-am întâlnit de foarte multe ori la emisiune, dar parcă văd un alt Octavian Strunilă de când, uh, de când ai uh, filmul ăsta. Da, și de când da. parcă... Nu știu, parcă pentru tine E ca o confirmare Spunându-le celorlalți oameni Băi, vedeți? Da, 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 da. Nu, a Așa te-am te simțit M-am simțit impostor mai... de multe ori Uite, de exemplu, în postura asta Pe care eu tu o stăpânești atât de bine De prezentator Eu am fost cumva mânat de situație Să ajung să prezint emisiuni Dar eu nu mă simțeam deloc în pielea mea acolo. Mă simțeam deloc bine, mă simțeam în primul rând un impostor. Eu, eu, știam că nu știu să fac asta și trebuia să fac asta. Să citesc de pe un prompt, zic, păi, stai, mă, că, a, suflă în cască, dă drumul, mai dă, a, inir. Am filmat în Madagascar 52 de zile cu Inir și așa. Nu este pentru mine treaba asta. A fost interesantă experiența aia? Este interesantă și a fost, dar nu, nu e pentru mine treaba asta. Iar acum de asta zic că te văd altfel, pentru că te văd împlinit, pentru că da, faci ce-ți place și ceva ce-ți doreai de mult, știi? Da, da. da. Adică știu regisoare. ce fac acum și sunt sincer cu mine. Înainte mă mințeam foarte mult că... Cred că în momentul în care poți să vorbești deschis despre toată viața ta, de fapt, atunci te eliberezi total și poți să faci lucruri mărețe. Nu cred că trebuie să mergi cu fofurlica nici tu cu tine noaptea în casă. Adică nu trebuie să te minți că e bine când nu e bine. Dacă nu e bine, recunoaște că nu e bine. Și... Te ajută enorm să poți să, să vorbești deschis. Când da. ai o problemă în familie, când ai o problemă care nu te face să te simți tu da. confortabil cu tine, știi? Mi se pare foarte tare. Și ziceai ceva mai devreme că legat de povestea asta care a apărut în ziare și n-am văzut-o, dar povestit aici la podcast cu bătaia pe care am luat-o când am fost în... Uh, în uh, trolebuz. În trolebuz. Uh, Spuneai, ai avut ceva asemănător? Da. Eu am avut uh, la mol Vitan știi, acolo era Da, cum așa. să nu? Măi, deci, fietin, Eram cu mâna în buzunar, da. pe telefonul meu, care era un motor al de care, ăla a băgat mâna pe lângă mâna mea, se uita în ochii mei și vrea să-mi ia telefonul de mână. Și eu mă uitam în ochii lui și nu-i dădeam drumul. Deci era hoțul atât de puternic și atât de încrezător că eu o să cedez, că de frică. De. Și râdea la mine și el trăgea telefonul, eu îl trăgeam înapoi. Și a coborât la, la mol și m-a lăsat în pace. Dar nu vine să cred că era atât de pe față, adică omul vrea telefonul de față cu mine. Da, da, tu nu ți-ai luat-o, nu? Dar nu mi-am luat-o, da. Cu 102 eu mergeai? Nu mi-am luat-o, că eu, eu, știam să nu fac chestia asta, că eu eram golan. Eu, păi eu știam eram, cum, mai era cum, era cum, să era pe, la la pe unul care urmează să fie furat, că urmează să fie furat, că te bată ea de nu de păi mi -a mi -a da, dar eu am mai atenționat -o pe femeie bătrână, mi-a perfect aminte, da. cu geanta aia deschisă, și ăla care era lângă ea era la diplomat, la costum, adică nu da. că la e Nu, am înțeles, da. da. Ia, și pe păi, osu... Dar ce nevoie avea bătrâna de bani. Hai de nu mai degrabă uita. avea el nevoie? Că era tânăr și că avea de viața mă. Asta înseamnă să ai o minte de regizor, șoc de regizor. Să vezi lucrurile și altfel. Da. Uh, să știi că vreau să-ți fac o surpriză și la podcastul nostru. Uh, vine și soția ta. Da? Da. Nu cred că nu ai cum să o aduci pe soția mea că știi unde e. N-ai de, de unde să știi tu? Uh, are ciucă la valieră, soția? Are la valieră soția. Da. Dar e, e, a fost soția ta în film cât timp? A, soția lui Stivenu? Soția lui Stevenu a fost vreo 200 și cu 200, 400, 500, vreo 600 de episoade. 600 de episoade? Da, 600 de episoade și mai țin... păi nu, era Do da. e numele de actriță, dar cum o chema pe soția Minodora ta? Minodora o chema. Minodora și cum, cum o alintai Minodora Podcovaru. Și cum o alintai tu? Mino, cred. Mino. Nu uite-te aici Mino frumusețe face. asta, Hazlia a venit. Bă, mă, da, uite, mă, uite. Bă, Stivene, mă! Din și... ah, da. Oh, Doamne Dumnezeule! Zici că suntem din Friends, știi? Da, uite! Treci este. tu acolo! Da, așa! Hai că suntem bine! Ne descurcăm! Da, am și un microfon aici pregătit, ca să fie totul în regulă. Și o pereche de căști. Da, să pop aici! Bă, da, frumoasă ești! Bă, mai sunt? Frumoasă ești! Mă, știi, mă? Ești foarte frumoasă, toată viața frumoasă. ai fost frumoasă! Ai fost frumoasă. Mulțumim. Toată viața ai fost frumoasă. Ce uh. faci, mă, Duenito? Ce să fac, mă? Uite, eu, sincer, venisem mă, pregătită să te surprind. Da. Și să te întreb dacă cumva mi-ai luat un cercel să cumperi băutură. Băutura a, nu fi atentă voie eu. că am simțit nevoia, pot să intervin aici. Prietenii de la Sâmburești, domeniile Sâmburește, vă oferă aceste vin din partea casei, un vin extraordinar. Să nu plecați cu una goală. Da, mulțumim. Da. dar ce ai făcut? Ai pierdut -o, cercel? Nu, nu l-aveam în casă și am zis, băi, apar cu un cercel, trebuie să zic ceva. Trebuie să zic ceva despre ce zic? da, da, da. da. unde mi-e cercelul? Da, da, da. da, Am, avut acum un, am avut un, șoc, acum, știi? Am avut un șoc, mă am aminte, știi? C Care e povestea? Povestea este că uite, am văzut de curând vă rog frumos și pentru doinița prietena noastră un am, cocktail. Când s-a făcut când s-a făcut reuniunea de la Seinfeld, știi? Da. Și când s-au întâlnit, le... da. întâlnit actorii. Da. S-au întâlnit actorii, e plină de aur, de Am da. venit în popoță, Așa, s-au întâlnit vă. actorii și George. Spunea da. că, băi, a făcut un, un episod după 10 ani. Da. Și noi a venit să creadă că în trei minute a fost din nou relația aia acolo cu, cu, cu Kramer, cu ei erau parcă ieri s-au oprit din filmat. acum când, când Doenița a dat ca niște replici din film, că mi-ai stivene, mi-ai furat așa, m-am trezit într-o dată acolo, deci vă doroc tronc, știi? Nu, să moară, mă, hai, mă noroc, bine v-am bine v-am și mă bucur să vă bucur Să mai știu o chestie, că nu e... Adică, Cine știa, m-am gândit să poate putem să renuim personajele astea, să le dăm să viață așa într-un într, într, într -un, -un, lung metraj cu... Nu mai da din casă, taci. Și acum îți dai seama, vorbește și din calitate de regizor. Știu, știu, l-am felicitat. De unde cumpărăm drepturile de la inimă de țigat? Da. <laughs> Da. <laughs> da. Bă, mă bucur mult de tot că ai ajuns Hazliu. Uh, eu. tu ești o persoană plină de viață. Jur, toată viața ta ai fost așa cu zâmbetul pe buze. <laughs> <laughs> Cum Cu căștile astea trebuie să le țin obligatorii. Nu, pune-le așa, lasă-le așa. Lasă-le pe spate ca să vadă că ai și părul frumos. Exact. Dă-le da, da, dă jo, dă dă jos, dă-le da, jos da, da, ce... Da. Ne auzi, nu? Da, da e, a, foarte e bine. E bine. Sunt tuns acum, sper că observ. Am da. văzut, da, că tu aveai un tetun de printre păr pe tine, că tu ai un păr așa de, de cum să spun, de, de bogat, încât trebuia să filmăm o scenă în care ei cădea părul, să-i cadă părul, care, ta niciodată nu-i cade părul. Da, apoi da. uitasem, de ce era la aia uitasem care, da, de da, eram. Cum băgat. ți aduci-o aminte de perioada ah. când ai fost soția lui Stevenu? Cea mai frumoasă perioadă din viața mea? Aia a fost. Serios? 500 de episoade înseamnă 600, 600 de episoade înseamnă în 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 niște ani? 4. 4 ani. Știu. Eu. <laughs> niște. platouri. <laughs> niște platoașe la la Multe vizionare. lucruri împărțite împreună. Da, da, da. da. Păi și Să știi că stăteam... Dar a fost chimie de la început între voi? Stăteam... Nu. Nu-mi nu. Nu. Nu plăcea de el, nu-l suportam. Da, așa da, a, a, a fost. Da, da. Da, m-a enervat teribil. Dar știi ce? Vei, care relațiile la care rezistă, așa pornesc. Da, dar știi ce e mai interesant? Mai interesant este că în perioada aia chiar petreceam mai mult timp pe platou, pentru că fiind în perioada cu state, Podcovaru, era era doar la noi acțiunea, nu mai era nimeni de tigan da. Și se întâmpla în casă. Și de luni până vineri, câteodată chiar până sâmbătă, nu eram la platou de dimineață până seara. Soția era acasă și petreceam mai puțin timp cu familia mea decât cu... Cu familia din cu film. Cu familia din film, da. 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 să zic că deci nu te suporta la început, nu îl suportai? E, nu mă enerva. Nu știu de ce. Că vorbea repede, că le știa el pe toate, habar n-am. Dar stăteam așa pe post de observator, nu știu dacă tu ți-amintești, dar eu știu. Eram așa și mă uitam la el când repeta și nu știu ce. Când aveam eu scenă cu el, nu-l suportam, dar când îl vedeam jucând, îmi plăcea, știi? Și frăm, frăm, meseria, am frăm mult. Așa am învățat, da, de Da, noi am fapt. avut norocul ăsta să jucăm și cu Carmen Tanasă, și cu Gheorghe Visu, și cu Dan Condorache, și cu domnul Gheorghe Dinică, Mari Moraru. Adică În au fost niște actori pe care un, un actor într-o viață rar îi se dă să-i întâlnească. Doar să te Mite, eu mi-aduc aminte o... când veneați la un moment dat și aveam emisiunea la Buftea, se întâmpla să vină distribuția serialului sau filmului la noi în studio. Bă, se, erau momentele când venea așa Gheorghe Dinic, uh, Carmen uh, Tănase, uh, parcă se umplea... Era Altair, nu știu cum da, să-ți explic. Da, tu știi da, chestia asta ce zic. Adică parcă se întâmpla, se transforma ceva, știi? Da. Erau oameni care au prins vremuri și care aveau povești, înțelegi? care se... De la care... Mi-a plăcut aia și am spus-o și în emisiune la tine, știi, cu domnul Papaiani care a negociat contractul. Asta că nu avem bani acum. Și i-a zis, știți, suntem și noi la început, acum nu sunt bani. Și Papaiani este de la negocieri zice, fix așa mi-au zis și în 62, că suntem la început și nu prea mai avem bani. De asta zic, Doiniță, vezi că am învățat și eu cuvântul ăsta acum, nu sunt bani. Nu, nu sunt bani, nu avem buget. nu avem buget, De când sunt producător, Păi, dar o să ai un rol extraordinar, o să faci un rol O să te vadă Netflix-ul... Da, ai. dar nu sunt bani, suntem la început. <laughs> Zim cum ți-a aminte, cum era la început, cum ți-a aminte de perioada aia? O perioadă extraordinar de plină, de frumoasă, avea și momente mai puțin frumoase, că na... Totul la început e greu, eu eram civil, cum spun eu de pe stradă, Oamenii ăștia au fost destul de drăguți cu mine și m-au primit cu brațele deschise. Unii, nu toți, acum trebuie să fiu onestă, nu? Așa. Um, da, ce Dar tu cum ai ajuns să joci? Pe asta zic. De pe stradă, de cum? Tu... Hai, să spun, pe foarte scurt. Înainte să, să merg la primul casting, eu, fusesem la Buda, pe stat la școală, 10 luni de zile, post universitare, nu știu ce, plecam de acolo, eram cu prietena mea, Betty, pe stradă, ne plimbam așa seara și zic, bă, eu merg acasă, eram foarte tristă și am întrebat, bă, ce-i cu tine? Păi merg acasă și ce o să fac? O să lucrez într-un birou, studiasem sociologie. Zic, nu, e de mine, nu-mi place, dar ce vrei? nu știu. Uite, mă, stai jos, țin minte și acum, pe niște trepte care erau de la un pod, care lega molul cu așa. Stai aici, vorbește cu Dumnezeu, spune ce vrei și țin minte perfect. M-am așezat, de era zi. noapte, m-am uitat așa în sus și am zis, doamne, lumea artistică, dar nu știu ce, la mine în familie, fiind lăutari, cântărețe, știi, toată lumea, mă rog, mulți. Și eu nu-mi găseam drum. Și mă întorc în București, nu știu ce, îmi căutam job, mi-am găsit job, între timp mă sună ceva, vrei să mergi la un casting pe flower power? Da! Nu știam despre ce vorba, nu La Budapesta te-ai rugat, nu? Da. Așa, ca să știm unde Acolo, da. Să ne arăți nouă Să vă duc acolo, dar nu am rugat, doar am zis. Eu am era și nu cred că te-a văzut bine Dumnezeu, eu am zis tot timpul că... A văzut a văzut că e a Da, simțit-o. eu am zis tot timpul că pe mine Dumnezeu m-a luat de mână, știi? Și m-a pus... A zis, nu mă, că ești proastă tu. Nu, înțelegi unde trebuie să te duci, că eu nu mă duceam spre zona asta. Nu înțelegi, nu, cauți. Ia, hai că te duc eu, poftim, aici e. Așa, și zic, da, mă duc la casting, da, merg. Prietenul meu de la vremea respectivă zice, dar unde te duci așa? Că n-ai întrebat nimic, nu știi despre ce e vorba, te dezbracă, ea nu te dezbracă, vrei, nu vrei, Problema figurație. Asta nu, era chestia că mă știa cum... Și zic, a, da, stai să întreb. Și cu ce te duci? Și, da, alo, domn Florin, deci mă duceți dumneavoastră? Da, dar despre ce e vorba? Și dumnealui îmi spune, nu știu, ceva, cu caută niște fete rome, nu știu ce, bine. A, și a fost, așa am ajuns, așa am intrat, așa m-au păstrat și am aflat după ani de zile că, de fapt, Minodora a fost scrisă pentru mine, că ea nu exista în scenariu. Mm. Adică e impresionat pe oamenii aia la casting. E de bine, bine nu? Dar tu, știi că, dar tu știi cum am luat eu, nu? Nu. Că a cerut Augustin Vizirul prea mulți bani și a dat foaia. A, <laughs> serios? <laughs> Vorbesc foarte serios. S-a dus Augustin la negocieri la, pentru stiveru? Da. Că e pe el la da. Și el nu știu ce a făcut acolo, nu s-a înțeles. Și a plecat din birou. M-a sunat pe mine. Și m-a chemat pe mine. Și a zis, vezi că am mai fost și Augustin și nu m-am înțeles. Dacă nu mă înțeleg nici cu tine, dau foaia și la tine, îmi zice producătorul de la vremea respectivă. Și eu zic, nu, 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 stai cu mine, te, te, te înțelegi. <gătări> lasă aia. Da, lasă Și până la urmă a ajuns și Augustin să joace, dar a jucat alt personaj, știi? Da, da, În film, da, da, da. Și cum e viața asta, da, știi cum te duce? Eu, țin minte că eram, veneam, apropo, tot în Budapesta Eu uh, fusesem într-un un weekend la Budapesta cu mașina, ca să ies din țară cu mașina, boia meu. Și pe drum de la Budapesta, când veneam, a sunat telefonul și mi-a zis, vino să vorbești, că uite, e așa. Un rol cu inimă de țigan. Deci tu cu Budapesta. Da. Bă, da, ca bă, să da. vezi. Eu zic că trebuie să mergeți pentru următorul Budapest proiect la, la Budapesta. Budapesta. Păi da. Crede-mă că e un drum bun pentru cinematografie la Budapesta. Da. La ei e mult mai așezată treaba cu legile cinematografice, cu rebate-ul și așa mai departe, cu banii înapoi. De ce aici? Nu vă ajută? E complicat aici. Se întârzie cu banii. E greu. E greu să faci film în România, cu toate că din Știu ce în ce mai niște multe proiecte lume face. care și-au luat pur și simplu catrafuzele și-au plecat la Budapest. Pentru că erau mai permis... Proiecte mai okay. care se filmau aici și făceau da. bani. Internaționale. Da. Uh, în toți anii ăștia cât ai fost soția lui Stevenu Minodora, da. uh, ai avut momente în care ai zis, Bă, nu mai vreau la serialul ăsta, m-am săturat, e prea mult, prea multă muncă. Am avut momente în care am spus nu mai vreau la început, dar nu la, la început când am simțit așa un pic de presiune din partea anumitor persoane care erau acolo și brusc nu mă suportau. Dar de ce? Ei. Asta pot să spun eu. La orice proiect există un moment în care tensiunea crește, 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 crește și explodează pe la mijloc. După ce trece perioada aia de mijloc, începe să apară nostalgia. Se termină proiectul, da vai, dar ce rău o să ne pară, știi? Dar ei, până la momentul respectiv, se nasc conflicte. Că de ce are ăla așa? Că de ce joacă mai mult? De ce apare în mai multe episoade? de ce îi spune regizorul despre el că e mai bun decât mine și lucruri de genul ăsta, știi? Da. Da, a răspuns, diplomat, nu Nu Diplomat, a răspuns diplomat. Știu dar de ce, ce dar... Dar Diverse persoane de pe acolo, nu au rost să menționez. A, dar da, eram atunci... 100 de actori, adică era culmea să pui 100 de actori împreună și se... să se înțeleagă. Da. E, și atunci a fost un moment în care aș fi vrut să renunț, Chiar aș vrut, adică eram, mă duceam acasă tot timpul supărată. Și mai că mai vedea și spuneam, bă, eu nu mai vreau. Deci nu mai vreau. Nu suportam. Până adică era greu. e dat, grea, da, e grea meseria E un film pe HBO în care unul e mafiot. Știi? Da. Get Short se cheamă. E mafiot și el mafiot omoară oameni la comandă, nu are nicio treabă, e liniștit. Până se apucă de producție. <laughs> <laughs> se duce la Hollywood și se apucă de producție de film. Și nebunește, se duc capul de perez, nu mai poate, intră în depresie, să de desparte de nevastă sa. E grea, mă, în meseria asta. Nu e ca și cum puști oameni. Ia, da, e mai da. ușor, cred. Aici știi cum e, cu sufletul, cu da. creierul, să, rămâi cu capul întreg. Da, da, da. Și tot așa ai mers mai departe. Ce să dea putere să mergi așa mai departe? A, nu știu, cred că a fost o... Contractul ăla, Nu, nu, nu. Ce ți-a putere? Păi ai semnat un contract cu <laughs> Cred că la momentul respectiv, Iura. Da, regizorul. Da. da. Și doamna Carmen, care ai... Carmen Tănase? Da, Uh, a venit la un moment de la mine și m-a văzut că din fata așa voioasă și hazlie, cum zici tu, devenisem retrasă și nu mai vorbeam cu nimeni și stăteam în colțul meu și m-a întrebat de ce se întâmplă pentru că ea aflase o altă versiune a unei povești. Și am spus: "Vrei să spun drept, uite așa, așa, așa au stat lucrurile." E și în momentul ăla uh, Mă rog, ea a fost aproape, mult mai aproape de mine, a fost și Iura care, mă rog, eu m-am dus la un moment dat la el. Eu iubesc foarte mult și pentru mine Iura o să rămână primul meu mentor ever, forever. Și tot timpul eram nesigură, îți dai seama, nu în facultate, nu știam despre ce e vorba, era primul proiect, nu aveam încredere nici dacă îmi spuneau ei că e bine, nici în iura la un moment dat. Mă gândeam, dar poate mă las așa să, să treacă, știi, să fie, să nu știu ce. Și la un moment dat l-am întrebat, dar, adică ce fac eu aici? Fac bine și el s-a prins. Că e ceva neregulat. na Deja am început să mă cunoască și el zis cine ce. Și în momentul ăla n-am vrut să spun cine ce, dar am spus, bă, înțeleg că nu e bine. Ce am zis, stop. A făcut ședință, erai? Nu erai. A făcut ședință. Da. A chemat pe toată lumea, a țipat, a făcut el frumos, cum știa el să facă. Le-a spus tuturor să nu-și mai permită să treacă peste indicațiile lui regizorale și că dacă el lasă un lucru într-un fel este pentru că îi convine lui și crede că așa trebuie făcut. E, și din momentul ăla m-am mai potolit. Și după aia că am început și facultatea și nu știu ce, am început să capăt în mine și gata, lucrurile au mers ok. Deci, acum gândeam, când spuneau doinița, mă gândeam la tine ca regizor că trebuie să sturnești toți oamenii, toți actorii. Fiecare are o supărare, fiecare nu-l suportă pe la sau are ceva da. sau vrea mai mult sau ceva, da, știi? complicat nu ușor. și nu numai, e complicat cu temerile lor, adică cum vorbea și Donița. Eu în perioada asta nu te-am prins când nu filmam mai aici împreună. Știi, eu eram în șatră, tu erai din. Da, 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 tu ai și venit puțin mai eu am venit încolo. Când deja aveai încredere în tine. Prima mea jumătate de. Da. Da. Uh, uh, da, e complicat cu, cu actorii că n-au încredere să meargă într-o anumită direcție și trebuie să-i duci într-o anumită direcție. De exemplu, eu pe Leonid l-am păcălit la scena cu Grămoșteanu da. că pauzele alea dintre ei trebuie să fie atât de lungi, vreau să fie lungi. Pentru că o să pun muzică. Dar tu știi că nu o să fie muzică. Da. Pentru că el simțea nevoia natural să răspundă replici repede, fără să creeze momentul la de tensiune. Și am zis, bă, te rog, creează moment de tensiune, pentru că vreau să merg cu camera de pe voi, pe ea, când ea se uită în ochii tăi și zice că de când se întâmplă treaba asta? Și e muzică. Și, și eu o să pun muzică, știi, o să fie... Și el a lăsat loc să pun muzică și n-am pus nicio muzică și a ieșit cea mai bună scenă din film. Adică cumva trebuie să, să le dai încredere. Am văzut că nu se poate prin cuvinte, am zis să o facem așa, printr-un artificiu. Dar trebuie să le dai încredere și trebuie să, trebuie să știi tu ce vrei, de fapt. Asta da. e problema ca regizor. Trebuie să, știi zic. că Steven uh, Stevenul ne-a zis uh, de momentele alea când trebuia să vă pupați. Ce? Ce? Ce ai zis, no? M-a întrebat dacă m-am pupat cu tine în film și am zis că ne-am pupat o grămadă. Nici nu mai ține minte. Dacă mi-ai înspar buza, ți de. Aia a fost altă <gri> chestie. Țin minte că trebuia să-i dau o palmă. Băi, și-a venit Iura și mi-a zis. Crei. Tot Iura pe care iubește așa de Mi-a zis, băi, te rog frumos, trebuie să o scenă puternică. Dă-i o palmă, că nu moare dintr-o palmă. Da, mă, dar tu mi dat mai Dumnezeule, multe. Dumnezeule, Doamne, Dumnezeule. Să fie credibilă treaba. Știi cum a fost? A fost oribie. Acum, acum îmi dau seama de partea asta ca regizor, că i-am dat o palmă și am văzut imediat cum îi curge sânge prin din tăr. Nu cred așa? Ba da, ba da. Și am mai dat două. <laughs> ca să fie. Da, nu trebuia să fac asta. Că uite că e momentul de după atenția, uite, dacă vrei să ceri aha, scuze, uite, acum uite, scuze. Uite, vezi, no, asta de ce? vezi, asta e telenovela, vezi? Asta e La film nu faci chestia asta, că ai timp și o faci trucată. Să arate cum trebuie. La telenovela trebuie să dai o palmă, că nu stă nimeni să trucheze. Hai că trebuie să intre în montaj, că mâine avem da, da, episodul. Da, trebuie să dai palma pe bune, că da. noi nu facem trucaje aici. Să știi, Stiveanu, că poți să ți ceri iertare acum. Eu mi cer iertare, da eu mi-am cerut tot timpul de iertare da, și am, -am fost -am în relații bune cu Adică să-ți dea o palmă și să-ți iertare după aia? Dar sărutu' cum era, că acum vreau să văd ce povestești tu, că el ne-a povestit. Sărutul nu e niciodată, că eu ți-am mai spus la da, ține în emisiune, sărutul poate fi fake palmele nu pot fi fake-uite, alea trebuie state pe bune, știi? Da. Sărutul e... Să știi că apreciez tare mult că ai venit să uh, îi facem așa o surpriză lui Stevenu și ai venit uh, oarecum, uh, te-am rugat, bai ceva de la... să aducă aminte de, de film, ia uite aici! Ia uite, da. ia uite. A, uite! știi că n am avut costume atât de bune la ah, sunt astea ale tale Ce? dar tu mergi singură spre casă cu tot aurul ăsta pe tine acum? Da, te cu mașina, e ok. Bine, mașina e blindată nimeni. din fața podcastului, ai crezi ba, că e? cât valoare așa dacă te ridicăm în <laughs> Nu n-am chiar, adică uite, de exemplu, astea nu-s de aur, nici. A, Am apar. înțeles, da. Câteva, E ok. Dar. E ok. Deci e bine. O să am un set de întrebări pe rapid pentru voi, dar până atunci, Ciucă, haide să comandăm și noi ceva că am uitat că cei de la Bringo ne pot aduce 90 de minute dacă comandăm. Vrei să mă duc să aplicație. Fi, să vin eu. un <laughs> am <laughs> în Bringo. Ai gând să te, -te Livrator atunci, de la care erai, de, de la, la Food Panda, care am înțeles că nu știu ce se întâmplă cu Food Panda. Pește păi, au dat bani să fii de la Foodpanda? Da, normal. M-am îmbrăcat eu că plăceam Foodpanda. <laughs> <laughs> Am avut contracte de publicitate cu fost da. cu, cu cine? Cu Xiaomi. Da. Xiaomi. au fost cei care au fost alături de noi. Deci, și a fost ca... ca ce, bă, ăsta e film. Stai un pic să comandă la Brigo, numai o secundă. Ciu care telefonul are aplicația pornită întotdeauna uh, și voi cei de acasă puteți să comandați prin Bringo 90 de minute vi se aduce de la Carrefour cam tot ce doriți, absolut tot ce doriți și în timpul ăsta puteți să stați la un pahar uh, cu prietenii, puteți uh, să vedeți un film, de exemplu pe Netflix, uh, puteți să, nu știu, să stați pe FaceTime cu cineva. Important e că cineva vă ușurează munca. Vă lăsăm mai multe detalii despre aplicație în descriere, unde lăsăm și filmul de pe Netflix, unde regizorul Octavian Strunilă vă invită. Așadar, Bringo, mulțumim mult de tot că ne dai voie să, să stăm de poveste aici. Povestea este următoarea. Eram o zi înainte... Food Panda Nu pot să zic, că e confidențial. Uh, da, e confidențial. Nu, no, da, au fost ok. Adică s-au adunat cât să plătim lucrurile alea uh, necesare atunci. Mâncarea, catering-ul, platou, -ul, lumina, curentul, încălțirea. Care toate Care asta. nu puteau fi amânate. Că regizorul Octavian Stunila a lucrat pe gratis la filmul ăsta, o declarăm. Uh, că el ar trebui să primească niște bani la un moment dacă nu o să se vândă filmul ăsta în alte galaxii, că deocamdată îl vândim în România. Dar vorbesc despre lucrurile care, fără de care, chiar nu puteai să mergi înainte cu filmările. Fără da. platou, fără lumină, fără echipamente, fără... Bani. Ei, banii ăștia au venit pe rând și ultimul lucru care a fost sponsorul principal, nu e bine spus sponsorul, partenerul principal de obligitate, Xiaomi, Xiaomi, da. Xiaomi, a e, venit să vină un răspuns din China. Ce telefon ai? Nu este. <laughs> Auzi, trebuia să vină un răspuns din China, da. înțelegi? Și să vină răspunsul din China și am așteptat o săptămână, două, trei, am plecat la drum cu speranța că nu o să fie banii ăia. Eu n-aveam nici măcar telefoane, pentru a doua zi era o, cinci după masă și eu trebuia să fac rost, m-am vorbit cu un băiat, să mă duc să cumpăr cinci machete de -ă, șapte machete de telefoane ca să filmăm cu ele, știi? Și m-a sunat de la agenție de la uh, RAA, Luana, și mi-a spus au studiat de China, aveam uh, Xiaomi alături de noi, Avem, zic, da, ce fac? Vezi că-ți trimit o geantă cu telefoane într-o jumătate de oră. Și a venit cineva de la Xiaomi, cu o geantă din aia de la Mega Image, da. plină cu telefoane. Zici telefon. tu de măcar geantă de la Carrefour. Geantă de la Carrefour. <laughs> da, nu, că uite, cu o geantă de la Carrefour și uite, ne-au pus așa, aveam 8 telefoane țin minte, 7 pentru uh, actori și unul pentru making of. S-a da. făcut un making of al filmului cu cu Mi 11 telefonul care a fost lansat atunci. Și-au dat și bani, nu? Și-au dat și bani, da. De și -a fost? Da, a fost bine, da, a fost bine, că eu eu cred că iar aveam probleme cu băngele, adică nu că iar aveam, o luam de la capăt cu alt... Da, dar alt acum aștia e traseul. Da, acum asta, da. da. Perfect. Uh, Haideți să trecem la întrebările astea, ca să vă cunoască lumea și mai bine, sau pe fiecare, și uh, zic în felul următor, pe repede, înainte, așa, dacă putem uh, să spunem, care e cel mai mare regret? Al tău, Octavian Sturnilă, și al tău, Doinita Ancea. Zici o primul, că eu mă gândesc. Bă, regretul meu este că... Bă, 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 bă. <laughs> cel mai mare regret, cel mai mare regret... O... Mamă, ce pe repede înainte sunt bine. Eu. atunci lasă-mă să începem mai ușor. Da. La ce materie are <laughs> cel mai bun la școală? La... Informatică. Limba română și engleză. Of course. Eu am terminat informatică bun, mai cânti la alt instrument în afară de acordeon? am acasă o colecție de instrumente, de chitări, banjo, muzicuță, nai, castanete de, de, toate. de toate. de toate. Și vreau să colecționez instrumente, chiar îmi place chestia asta, chiar dacă nu știu să cânt la ele. <laughs> da, dau bine, arată da, bine. Da, îmi place, să... îmi place că atunci când tu când vii la mine, dacă vin șapte oameni, să putem să cântăm fiecare să -și Am și pian, am și acordeon. Am și nai, am muzicuță, am chitară, am banjo, am chitară de gypsy jazz, am chitară normală, am... Talent trebuie da. să avem. Tu da, da, da. ai vreun instrument, știi ceva, să cânți la ceva? La pian. Am fost în clasa întâi la Georgenescu. cu examen de admitere, dar îți dai seama, mai știu domi, domi, sol, sol, atât <laughs> când te cer. Uh, bun, uh, și acum să venim totuși la regret. Da, nu da. am ajuns la regret, știi? Am mai dat de la timp. regret. Mă, trebuie să aveți un regret. Așa. Da, regretul meu este... Câți ani ai acum, Octavian? Uh, 41 împlinesc. La Mulți ani. Da. Deci mers spre 50. Da, 40. spre 50. Da, da spre 50. Mergi spre 50. Am făcut primul film. <laughs> uh, se se... mă, ți-a zis, antinerii. zice că re regie e o meserie de maturitate, că și am făcut bine că am făcut acum. Că dacă făceam la 25 de ani în film, cred că făceam o prostie curată. Zai cu care mi-era rușine acum. Ce regret este că atunci când am terminat facultatea, n-am acordat atât de multă atenție teatrului și am pierdut puțin acel val pe care, despre -am care povesti ți-am povestit eu. Trebuie. Cu, am câștigat ca la un actor, dar eu m-am ocupat doar de trei novele, că am zis, asta e, frate, ce ai... Câștigăm ca fotbaliști. Da, la tine? Mai eu de când mă știu stau să mă gândesc ce regret am dacă am vreunul, n-am Dar încep să resimt și anume faptul că Peste o lună de zile că toți venit vorba de vârstă Fac 39 de ani Mulți înainte Mulțumesc asemenea Și mi se pare că aș fi putut să am și eu un rekindle pe lângă mine Te gândești la treaba asta? Da, da. 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 a fost vreun moment în care... Au fost în, la filmări. <laughs> <laughs> Au fost niște momente, dar n-a ieșit copil. <laughs> păi, da, am înțeles cum să iasă cu șose, dar mă rog, da. mai departe, că Duinița n-a fost aici. Da. asta, e, asta e regretul, nu? Da. De, de, familie, de fapt. Probabil că... Eu tot timpul zic că dacă, dacă, ar fi fost să fie, ar fi fost până la momentul ăsta. Dar cred că nici eu n-am acordat suficient de multă importanță. Adică am lăsat lucrurile cumva, las că merge, las că o să fie, vine, se întâmplă când trebuie, nu știu ce. Probabil prea mult focus pe ceea ce făceam eu și mai puțin pe hai să temem. Pentru că la un moment dat, exact cum zicea Octavian Sturnilă, te lasă mașina aia în față la Inter și spune gata, s-a terminat serialul. Da. Și Dar tu zici... eu am văzut tristețea asta și în ochii lui nu știu cum îl cheamă, cel care a jucat Kramer în da, Seinfeld. Da. Am văzut când l-a invitat Jerry Seinfeld la aia, mașini și cafea, sau cum se cheamă. Da, da, da. Și ai văzut că era trist, așa... Ne-am văzut episodul cu Kramer, am văzut... Nostalgic și cumva... Îmi place mult show-ul ăla. 30 uh, de minute când comedianții vorbesc se întâlnesc. Uh, da, că. și știi care faza? Este că unii dintre ei... Uh, au rămas doar cu chestia aia. Eu asta vreau să te întreb. Adică Crezi că adică se simt frustrați câteodată că Jerry, bă, câte mașini, ce star, da. ce nu știu ce, și ei n-au făcut mai mult? Nu știu. Probabil că el a fost cel care a condus proiectul, pentru că Kramer spune acolo în interviu că eu când am venit la casting, la tine, la Jerry Seinfeld, eu am știu că o să mă iei. Așa îi spune. De unde știu? Am simțit că o să mă iei. Am știut că eu sunt Kramer. Și deci, de la, din capul locului, el a fost cel care Creier. a condus creierul. Și a rămas creierul până la sfârșit. Și de asta are 60 și câți de ani. Are că l-am văzut arată de colecția de, vin. de mașini și... Da. da. Dar nu cred că au rămas fără bani. Că s-a vândut acum cu 500 de milioane la Netflix, știi? Și s-a refăcut uh, da, da. din 4 pe 3 în 16 pe 9. Adică cred că au luat totuși ei ceva. Da. Știi cât s-a muncit să se refacă serialul Să aibă, să -aibă, -aibă, aibă 5 salarii din, de joi până joi. Din 4 pe 3 în 16 pe 9 4K, Ultra HD l-au făcut. Tehnologia asta ajută, știi? Da, au dat crop și au și făcut după aia. Mai, da. Cea mai frumoasă amintire, dacă ar fi, că eu am avut de la regret așa amintire, pe tot, uite, până la 41 de ani, până la 39 de ani. Cea mai frumoasă, frumoasă amintire, amintire. Acum, pentru că sunt cu Duinița aici, îmi amintesc filmările de la Paris. Oh, da. Da. Îmi amintesc că filmam la Paris, în parc, și când a dat stop, toată lumea de pe iarba a aplaudat. Ia aveam, nu, era, nu era scena cu tine, era cu altcineva. Uh, am filmat o scenă într-un parc din Paris. Și pe, știi cum e la Paris? Da, da. Lumea stă pe iarbă. Și eu au văzut că e o filmare, au fost rugați să facă puțină liniște, am făcut scena respectivă, stop, tras! Și oamenii de pe iarbă da, da, da. au aplaudat. Am simțit că sunt la Paris și filmez. Și vedeam coloanele alea unde filma Lodifunez, unde uh, da, da. au filmat Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, chiar am văzut coloanele de la nu se cheamă nu, la... Um, de, de la uh, Arcul de Drum? Nu de la Arcul de Turnifel. Drum. Nu de la Turnefel, de la... Uh, Un concord Plasconcord. Da, ah. da. de Place concord. Acolo chiar s-au filmat multe filme cu Lidi Funes și cu așa. Ei, am recunoscut zona aia, și am a, a, Amintirea acolo. aia faină. Am amintirile alea de acolo, da, am filmat mult. Am la filmat? tine, Doinita? De la mine, cea mai frumoasă amintire, că o înglobează patru ani de muncă, cu băiatul ăsta de aici, de lângă mine, cu doamna Carmen, domnul Visu și ce mai era pe lângă, că noi, na, am început ca familie mică, știi, și filmam, dar în familia mică, cum ar veni. Da, prima. Da, da prima. Uh, cum vă strigau colegii când erați mici? Goga. Știi, știi, dar... Voga. Cum? Goga, Goga. Eu sunt Goga, și acum. pentru... De la octavian, octavian, Goga. Da, 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 da. Cum am învățat poezia Goga la școală, cum am început să-mi spună Goga, și acum eu, pentru toți uh, oamenii din Dorohoi, eu sunt Goga. Eu nu-mi uh, nu, nu, nu spune nimeni Octavian. Deci a venit Goga. A venit Goga, da. Ție? Frumos. Uh, mie îmi spuneau. Uh, aveam o poreclă, o prescurtă. M am avut trei. Ți le sunt de toate? Da, zi. Dona, că era mai scurt decât doinița, bucățica. Opa, aici bucățica, Opa, de unde? Bucățica de pe Ferdinand, că asta pe Ferdinand. Așa, mi-am pus o colegă de liceu și mop. Mop? mop de la da, de la, la păr. A, da. Da. Și știi că și eu, când am venit în București, eu nu știam ce e la mop, că la noi era teu. <laughs> <laughs> și când am văzut mop prima dată, am zis: Vreau și el din ăla Cum are Angelina Jolie în filmul ăla, cu dispare în 60 de secunde. Avea părul alea, ca mop-ul, vorbește-ne că avea, vorbești, avea alea, știi? Așa. Da. Da. Când erați mici, citeați și ce cărți citeați, dacă <laughs> nu, da. n-am citit. <laughs> de se poate să ajungi uh, și regizor și actor, da. și chiar dacă l-ai citit. Taic, uh, Era cu informatica, de asta. Nu, clar. nu. nu. când mi-a bătut în, la cap în continuu spunându un cât de importantă e lectura, cât de importantă e să citești. Cred. Și am înțeles asta abia când am venit la facultate și chiar am petrecut, cum ți-am spus, zile în anticariat și acasă citind. Dar acolo am început în cu adevărat să citesc. ce am aibă. citit în, în liceu a fost că eram obligat la limba română și literatură să citesc toate alea și să spui altceva despre ce a zis autorul. Că acum văd și eu cum spun oamenii despre spectacolele mele de teatru. Eu că, te că eu am vrut să spun nu știu ce. Ce am vrut să spun? Că am vrut să spun aia. Știi? Fiecare înțelege. Articole. Da, da. înțelege ce vrea. A vrut să arate drama. Da, eu, eu înțeleg câteodată pe copiii ăștia că le e greu să citească, că la un moment dat sunt niște cărți în care ți se vorbește despre o pagiște în primele 20 de pagini. Da. Bă, bă. E mult, adică mai zi mult zi de pagini, atât uh, se vorbește despre bă, mâța cu așa și cu bă, câmp cu fasole, cu nu știu ce, când noi suntem cu telefoane mobile și copilul nu înțelege unde găsește aceste repere. Exact, că nu era mai... copilăria universală a lui Nică, ion creangă. Dar trebuie să schimbăm puțin că acum E o perioadă în care pot să apară da, da, alții eu, autori. Eu zic că aceste cărți acum sunt bune ca ei să-și pună imaginația... Da, da. sunt exact. bune, dar pe lângă alea trebuie să apară și altele. Eu nu spun să se scoată eu în creangă din... Stai să vezi ce cărți se citesc acum. Să da. vină și cărți cu... Jurnalul unui puște, acum e altceva, da, e altă da, treabă. Da. La tine, Doința, cum e cred că eram așa o împătimită a cititului. Dacă puneam mâna pe câte o carte de-a maică mi sau ceva și mă pasiona, stăteam și o citeam la felinar. Adică eu dormeam cu mama și aveam un felinar în fața, țin minte și acum, în fața geamului și ca să nu o trezesc pe ea, mi-a plăcut. Deci aia este o amintire pe care o am. Am stat până dimineața să citesc cartea aia, știi? Și mm -hmm. mă puteam să aprind la geam acolo și... Da. Deci n-am fost așa. Era în, dreptul, în dreptul în dreptul geamului, geamului afară. da. Și bătea lumina în cameră. n-am fost o împătimită a cititului când eram mică, citeam de nevoie. Cum mă mai punea mama și ce lectură lecturi avea la școală. Ce nevoie acum de citit, că Însă acum citesc... acum citesc ca nebuna! Păi da, a a citesc... când le cerem noi copiilor, da, 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 citește, da. citește, citește. Bă, dragu, citește de asta citește în treba... fiecare seară. Și da, vine nici noi nu eram bun niște unii un un care citeam întreabă, citam, și abia așteptam să citește. Mă întreabă ce e la geam m-a întrebat acum două zile. Și? A citit am zis că e un geam mic, ca la ruș. Dar auzi, uite ce nevoie de citit acum. Cred că ai zis, uite, caută pe Dex Online. Nevoie de citit că eu caut subiect pentru o film, știi? Da. Și citesc o grămadă de cărți, așa le citesc, Trur, pac, dau, a, nu e, buf, pac, iau alta, citesc. Mama, nu știu de ce să mă apuc, tu știi cât de greu e? Păi să -te, te poate oamenii idei de scenarii sau de subiecte și poți să scrie pe Instagram, Octavian Strunin, ar fi ceva, nu știi de unde să sare iepurele. Sare de iepuri din ăștia, de nu te <laughs> <laughs> știi cum, câte te primesc? <laughs> și? Primești. E, păi, e o școală în spatele scenaristului. Nu Dar măcar nu știu. ideea, nu știi de unde pleacă. A. Despre orice se poate scrie o, o carte Și se poate face un film Știi că cel mai bun film, scenariu de film Este dosarul uh, Un dosar de la procuratură uh -huh. Ai un erou care într-o seară a vrut să facă ceva A furat, a spart geamul, a intrat A umblat 3-4 zile Până l-a prins, l-a judecat, a închis dosarul Deci e un film perfect Orice dosar, dar de aici Până la al face adevărat, credibil Cu, Acolo cu spectacol. talent Acolo e spectacolul da. Uh, treci ușor peste supărări, Doinița? Mm, depinde de supărare. Depinde de supărare acum, cât de profundă e. Da. Ți, ții la supărări, așa? Uh, nici nu știu ce să zic. Ți-am zis, cred că depinde. De peste unele trec ușor, peste altele mai greu. Depinde cât de, cât de mare este impactul evenimentului respectiv sau întâmplării respective tu, tăian, asupra cum e? mea. Ți uh, uh, nu țin supărarea. Eu uh, scot oameni din viață dacă mă încurcă. Adică pur și simplu nu mai vorbesc niciodată cu ei. Ai făcut chestia asta? Da, da, da. da. Pentru că te trag în jos, te debalancează și te, uh, îți consumă niște energie pe care tu trebuie să o folosești într-o altă direcție. Adică nu Și cum de... ai puterea să faci asta? Îi spun. Acum chiar am spus cuiva, recent, bă, te rog frumos, nu mai vreau să ne mai vedem, să ne mai întâlnim, să ne prefacem că suntem prieteni, pentru că nu cred că suntem prieteni. Pentru că eu nu mă simt bine în compania ta, iar de fiecare dată când îți vorbesc despre proiectele de mele, tu mă descurajezi. Și nu am nevoie de oameni. Nu te supăra pe mine. Dar ai avut curajul să-i spui așa în față? Normal. Și cum a reacționat? A reacționat cu la mulți ani. Te de mai căută. O viață fericită. Da, a zis, gata, brusc. Da, așa fac, așa fac. Adică chiar sunt oameni pe care i-am scos din viața mea și nu am văzut asta, am observat-o la mine. Am observat la oamenii mai mari că nu are rost să -ți consumi energia cu niște oameni care te încurcă. Exact. Adică eu vin și îți povestesc despre o chestie și aștept de la tine să, să vii cu un plus și tu, pacă îmi dai la joale. Ba mai și vorbești urât în da, dar de asta nu mai e. e foarte bine că poți să scapi de oameni care îți ocupă uh, timp uh, pe care poți să-l folosești altfel pentru tine, productiv. Da, da. Și mai e și un actor uh, care joacă într-un serial acum uh, și uh, cu care eu credeam că sunt așa apropiat, dar la o petrecere asta vară mi-a zis. Uh, Cunoscut? Da, da. Cine? Am fost. Am, am făcut o fotografie la petrecerea respectivă și am pus-o pe Facebook. Și s-a scandalizat imediat toată lumea că. Cum mi-am permis să pun fotografie? Nu era. Toată lumea, adică. Lumea. Că? Și că, așa, nu era vreo fotografie sau filmuleț compromițător, nu era nimeni care vomita, beața, nu știu ce, dar am auzit următoarea replică. Cine ești tu, bă, să pui poze cu mine pe Facebook. Aoleu! De la acel actor. Actorul Eu... ăsta e și cântăreț? Nu, 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 nu e și cântăreț. E un actor uh, respectabil, care este foarte talentat și foarte bun. Și joacă uh, acum într-un serial cunoscut? Da. <laughs> e în la Ferbin? Și... doar atât. Nu știu, nu știu. Uh, uh, și servinu. ideea este că eu nu i-am spus nimic cu omului respectiv. M-am asigurat că fotografia este ștearță și de pe Facebook. M-am asigurat în zilele următoare, chiar l-am sunat și l-am întrebat dacă s-a întâmplat ceva și dacă uh, există niște probleme din cauza mea. Mi-am cerut scuze de la acest actor, dar nici nu o să mai vorbesc vreodată cu el. Adică nici nu o să mai... O să... Dar relația voastră era doar de actorie, așa? Era așa... Nu, era prin cineva. Dar eram din breaslă, e actor. Dar nici nu o să Dar O să-mi cer scuze chiar de la el acum, spunându-i că, băi, îmi pare rău, eu nu mai pot să stau de vorbă cu tine așa. Cum îl pentru că zi? nu mă respect și pentru că nu... Uh, nu mă respecti cum te respect eu pe tine. Nu Dar ce despre spus. cine e vorba? <laughs> mi se pare foarte tare, cum ai spus, și mi se pare. Nu, despre cine e vorba, o să știe el dacă ascultă emisiunea asta. Da, este un actor de la Pro TV. Mai mult decât atât. Dar ai cunoscut, acesta. mare, nu? Este, da. Dar mi se pare foarte toți tare să ai curajul să TV, faci nu? chestia asta. Nu sunt cunoscut toți la Pro TV? M aproape. Nu chiar. <laughs> Știi că au fost actori care au jucat în seriale, și ani nu? de zile și care pur și simplu n-au prins. Nu? Da. Nu, nu știu de ce. Nu au prins. Lucrează la uh, companii telefonice acum și lumea nu, nu știe că, Era a jucat clar. acolo. De ce n-ai bani? Da, mi se pare foarte tare chestia asta, să ai curajul așa. Uh, și cred că ești primul om pe care îl întâlnesc la podcast care spune, bă, sunt oameni în viața mea care îmi pun, nu știu, o frână și nu am aceeași da, energie. Da. De ce să consum timp sau să pierd timp da, când da. pot să înaintez? Dar în același timp mi se pare și foarte greu să faci asta. E greu de exemplu, atât eu mă complac când... în anumite chestii nu, de genul ăsta. A, nu, nu, Acum, e când e greu tu greu dacă chestia, tu lucrezi la din... o companie și tu trebuie să te întâlnești cu omul nu, ăla nu, nu, nu în fiecare zi. Nu, nu sunt oameni cu care lucrezi, dar sunt oameni din afara jobului cu care am poate Aș vrea asta. să le spun același lucru pe care l-ai spus tu da. și cred că n-am curajul. Dar nu, dar trebuie să le spui a, pentru de că ei zic. în momentul ăla rămâne perplex. Rămâne perplex omul respectiv. Da. Încearcă, poate să rezolve, dar problema este că el a perpetuat în greșeală. Da, nu e prima da. dată. Da, Nu vorbesc de cel cu filmulețul, vorbesc de celălalt, căruia i-am spus că gata. Uh, pentru că îți mănâncă mult, mult, mult. Dacă sunt oameni care pot să te ajute, E ok. E ok să-i ții lângă tine și să-i ajuți cu cât te ajuți tu, că încredere. Eu acum am un om care e o mare întâlnire în viața mea, Alexandru Harșani. Eu, eu simt de la el în fiecare zi energia cu care pot să fac orice pe pe, pe viitor. Ăsta e un om care folo e, nu că folosește, e un om care construiește împreună cu Dar care construiește. Un... Ești genul ăla de om care cauți oameni în jurul tău de la care să înveți mereu, de la da, care da, să da, faci. Da, 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 da. da. Da, pentru că uh, unele lucruri nu sunt. Uh, nu, nu, nu pot să le înveți din cărți sau din uitându-te la filme. Trebuie să înveți. Uh, cel mai bine am învățat pe ureche, știi, apropo de lăutari și de cântat. După ureche am stat cu niște oameni și am învățat să fiu cumpătat, să nu mai arunc să fiu mai rezervat, să vorbesc mai voalat despre anumite lucruri, dar să spun totuși ce am de spus, să fiu direct și intransigent atunci când e nevoie să fii pe platou, de exemplu, dacă o ia razna un actor, trebuie să știi să îl iei puțin de gât știi? și să îi spui în ochi, băi, ai încredere în mine aici, că acum, dacă tu n-ai încredere în mine, stricăm tot. Da. Și am pățit asta pe platou. Adică ei aveau de ce să n-aibă încredere în mine, pentru că eu nu mai făcusem film. Era debut la lungmetraj. Și am Bă, luat un actor și am încredere în mine, pentru că dacă n-ai încredere în mine, stricăm tot ce e aici. Înțelegi? Dar tu nu-ți dai seama cu câtă pasiune poți să vorbești despre da. chestii astea, jur. Da. Pe cuvântul meu. Ia, ia, de la Aqua Carpatica, prietenii am noștri, am a trecut la a treia sticlă. Da. A treia sticlă! Partenerul nostru, mulțumim Aqua! Se știe Aqua Carpatica, mulțumim! Uh, foarte bine. Uh, spunem mi Doinița, ai avut momente uh, în care, nu știu, te-ai simțit așa trădată de prieteni, de apropiați, de oameni în care credeai? Da, normal. Și la fel ca Octavian, le spui hai la revedere? Um, Sau mai greu la tine? Eu am un alt stil de a face lucrurile. Nu știu dacă o să rămână același stil, pentru că sunt într-un proces continuu de schimbare, observ. Um, în momentul în care văd ceva ce nu-mi place la un prieten, să zicem că e un om apropiat mie cu care vorbesc mult, uh, mă retrag. Și mă întreabă ce s-a întâmplat și eu spun nimic. Mie îmi place să las omul să se gândească și să se întrebe ce a făcut de eu m-am retras. Nu să-și niciodată seama. Ba, eu sunt sigur că da. Pentru eu cred că, că anumite... e mai sănătos ce face Octavia. E ba... mai sănătos, dar să știi că... Eu e... sunt ca doinița, știi? Și îmi dau nu. seama că aș vrea să fiu așa dacă, de astăzi. Dacă zic. ești așa și dacă ai puterea să fii așa, ba mai mult să și câștigi de pe urma lor, că sunt oameni uh, producători adevărat, știu să fie prieteni cu tine fără să fie prieteni cu tine. A înțeles ce zic? Deci asta o școală. Aia e o școală, să te țin în mână așa crezând că tu mă păcălești pe mine, dar de fapt eu să fiu cel care se trage foloase de pe urma ta. Asta e o școală pe care eu încă nu mi-o permit. Da. Încă nu știu să o fac, încă nu sunt capabil, încă sunt emotiv în zona asta și mă arunc emoțiile. Zic, du-te mă de aici, lasă-mă în pace, că nu-mi place de tine. Dar ai următoarea azi... etapă e de vulpoi bătrân. Aia ai e școala adevărată. Asta e în altă zonă ce vorbește Stronil acum. Este, da. Dar în general scoți -o oamenii din viața mea care n-au ce să caute. Așa. Și la un moment dat, pentru că s-a întâmplat, la un moment dat ne punem la o discuție. După ani și ani. Da, mamă. Da. Yeah. Și spun. Adică spun. Uite, acolo ai făcut așa și așa și așa și n-a fost corect. Dar trebuie este. să treacă ceva timp. Da, pentru că m-am scârbit și când mă scârbesc nu vreau să mai discut. Și... Lasă să se revedere. termine așa. Da. Uh, în legată de voi doi, care a avut uh, sau care a uitat cel mai des replicile? Nu. Nu, nu uita nimeni. Oh, Profesionist. Un... Bă, bine, deci tu știi de că tot... învățam textul cât îmi punea la valiera? Exact. În, timp, spus, ce, o... în timp, ce, în ce, știi că între scene te schimbi. Da, da dai jos tricoul ăsta, pui alt tricou, altă haină, la bariera ți-o scoate și te pune apoi. În timp cât îmi punea la valiera, eu învățam textul. Adică asta e de câteva minute, maxim. Da, două, trei pagini de text. Îl citeam o dată, a doua oară intram și eram gata. De ce erați bun. Nici nu erau în versuri, adică nu, <laughs> <laughs> era, era, Richard al III-lea, adică da. Pe care îl punea rânsul mai des la filmări? Mm. Și trebuia să se refacă vreo scenă. Eu cred că eu râdeam de multe ori pentru că el era foarte foarte da. amuzant. Avea tot, da. tot timpul cădea, venea cu părul sculptat da. în cap, da. adică avea tot lui de i iurani în Am avut, am avut, am -am așa. Am avut că căderi, da, 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 am avut căderi. când da. ai venit așa, când când ai așa. -a și a venit, Nu puteam să filmeze, nu, nu puteam. Da, acțiune, da. cum intram în cameră cu părul așa? <laughs> făcut. Și cu deci eu îl dădeam lins peste dea. cap și după aia, a, odată l-am făcut așa și a trebuit să intru așa în cameră, ca așa zis, Iura, știi? Cremer. Băi, și când intram așa, ăștia nu, nu puteau să filmeze, că ei... Și intră și închiloți. Serios. Și bufnea Și pe mine mă bufnea râsul la, 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 visul, la relația Gheorghe Visul care mi de acolo. Pentru că făceau niște, stălceau niște cuvinte în așa fel încât eu nu puteam să mă gândesc că pot să... Uh, de exemplu, aia cu ambutoiaș, o știu și acum. Cum era? De ce întârzie de la aeroport? Că e ambutoiaș. <laughs> <laughs> deci st st stâlcea domnul Vis cu cuvintele era așa fel, încât el tot timpul năștea umor și, și, pe, lângă, pe lângă tot ce era deja scris ca fiind umor, el mai năștea și din, din cuvinte, știi? Și fiată, îmi vine întrebarea mai grea pentru voi, care era mai muncitor dintre voi doi. Eu. <laughs> a să înțeleg că eu eram mai talentat <laughs> Păi asta am și vrut da, să spun la mine, la mine trebuia să fie un pic de muncă, știi? Uite, de, de exemplu, în pauze Eu de multe ori nu mă duceam la un set Cel puțin în prima parte a proiectului De aia n-ai făcut carduri, bancare Nu știu ce se întâmpla dacă te duceai Mai bine că te dus. nu te-ai a... Eu stăteam la monitor Și stăteam și mă uitam când jucau colegii mei toți și stăteam și la repetiții și îmi plăcea să aud ce, ce le explică Iura, îmi plăcea să-i aud cum își repetei textul, ce adăugări mai, mai au mesc, la da. Eu, da, da, eu nu, da, nu, da. Nu, nu, nu... nu, Deci am fost mai muncitoare un pic. Ai fost mai muncitoare, da. da. Care mânca mai mult la filmare? <laughs> eu mâncam, îți dai seama că uite cum am ajuns. Cum, cum e? ai ajuns? Băi, sunt gras, nu? Mă îmbrac în negru, asta e șmecherie, dar... Mai amuzant da. care era dintre voi doi? Asta e amuzant. Tu ești, haide! Păi da, măi, da, tu erai frumoasă, erai și muncitoare, <gătă> și deșteaptă. Și deșteaptă Dar vă mai aduceți vre, aminte vreun, vreun, dialog dintre voi doi, doi din mă perioada aia? Că eu văd niște scene acum și când nu le văd, zic, păi, parcă n-am trăit viața asta. Tu, tu, tu ai pățit treaba asta? Să te uiți la o scenă și să nu-ți amintești când ai filmat-o? Când am fost eu acolo? Când am... Nu prea îți recunosc că nu prea mă uit, ah, da. că nu-mi place să mă văd. Da. De ce? Nu știu. Nu mi-aduc aminte că am fost acolo, dacă că și tu ai emisiuni în care nu-ți aduce aminte că ai avut un invitat. Și am emisiuni în care nu-mi ah, place ah, să mă văd, ah, înainte am... să fac implantul de păr. Ah, că am... <laughs> și aveam niște costume la început, la buftea la emisiune, bă băiatule. Trebuie să zic, am găsit pe TikTok da. o secvență în care îi dădeam o palmă Nicolete, bă, de-aia de, -aia de fundul grădinii am dat. Luciu? Da. Și da. chiar de Uite, apropo de, nu-mi da, amintesc, deci nu mi am, am se aminti... făceau toate pe bune. Și ei zic că uite mă, joacă în telenovele. Noi ne băteam pe bune acolo. <laughs> și că aveam n-avem bani de cascadori. Hai, săriți de pe casă, faceți Vezi că nu e ușor. Nu, nu, nu e ușor, ușor nu. nu e ușor. Clar nu că, e ușor. că nu e ușor. Și mi se pare că ca și actor um, telenovela serialul ăsta filmat așa cum se filmează la noi pe repede înainte și așa, trebuie să scoți 300%. Din de ce asta că noi filmam la un moment dat 90 de minute într-o zi și un film se face cu 4 minute pe zi? Tocmai de asta. Deci uh. Bine, două buni. echipe de filmare. Da. Buni. Intrase am ca niște roboței la un moment dat. Era ca în fabrică, știi? Da, da. mașina și mergea. Da, da. De asta benzină și plecai mai departe. Când a venit Doinița și ea, a, a zis replica aia cu Steven, nu știu de ce. -am, am, am simțit că pot să pun hainele pe mine acum da. și să intru pe platou și să joc. Exact da. cum a zis George. A zis, băi, am, am intrat pe platou. Știi, ei, după 10 ani, au făcut încă da. un, 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 un episod. Da. Și a zis, băi, în câteva secunde eram toți așa, acolo. Parcă nu ne-am oprit. E ca mers pe bicicletă care nu se uită. Da. Bine, a. cred că pe noi uh, uh, și tu, toată chestia asta o mai ține vie și faptul că în continuare se difuzează în reluare proiectele da, da. respective și oamenii. Deci, apropo, uh, acum am venit de la munte uh -huh, direct, uh -huh. m-am dus acasă, m-am schimbat și am venit da, pentru tine Treaba cu cine a fost la munte. <coughs> nu. Uh, așa, și uh, întrebarea a fost uh, și Stevenu zic, e acasă, face mâncare. Da, da, Deci da, da, da. oamenii în continuare mă întreabă de Stevenu, de Flăcărica, de de state, de... Pentru întrebi. că sunt uh, acum foarte viralizate pe TikTok, da, foarte mă. viralizate uh, pe YouTube și e normal, oamenii le revăd, știi? Și foarte mulți află de prima dată acum de, de, de genul ăsta de... Când mai fac live-uri, eu fac niște live-uri de make-up așa, from time to time. Pentru că îți place make-up-ul. Că, pentru că îmi place mie, da, e o pasiune. Și uh, primesc comentarii. Zici și tu, te rog, fă mă mică, zici și tu, te rog, o replică, zici și tu, știi? Și dacă te rugăm continuu. și noi să și tu o replică, fă mă mică... Păi ce decât să le iau pe ăsta la bătaie direct. Yeah. Adică, eu, uite, eu am dat un refresh să văd pe ce loc e filmul. Și nu e E pe 3, nu, nu... A, nu. Mai stai, stai un pic, noi timp. suntem acum în ianuarie. Da. Ce când, se întâmplă? Când, 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 când să... se dă podcast să fim pe locul întâi. Din nou. <laughs> Dar știi cum e? E performanță foarte mare să fie în... de cât timp în, nu în e, top vorba Netflix? de, e se, se, tot vehiculează și se vorbește despre treaba asta că filmul nostru ar fi un slow burner. Adică se o chestie care se duce din gură în gură. Adică, de exemplu, te duci la un film repede în primul weekend pentru că este un mare blockbuster american. Pac, atunci se duci. După aia moare. Sau te duci pentru că joacă nu știu ce vedetă cântăresc din România să vezi chestia aia. Ei, la noi n-a fost așa. La noi a trebuit să vadă multă lume filmul, să spună, băi, Mă e foarte mișto! Și să spună mai departe, să spună mai departe, să spună mai departe, să scrie pe rețele de socializare, să mă cheme toată lumea pe la emisiuni, că asta a fost curios. Uh -huh. Eu mă duceam la emisiuni, mă rugam să mă duc la emisiuni să promovez filmul, acum mă cheamă să-mi promovez filmul când eu nu mai am ce să mai promovez E pe Netflix! Pentru că e succes, asta da, e adevărul. Da. Și oamenii, dacă vor să vadă o comedie bună, pot să-l vadă pe Netflix. În acest să am văzut și piesa de teatru și mi s-a părut genială ideea. Ideea. Dar, asta, Ideea este asta italiană, eu să știți că mă bucur mult de tot că ați venit la podcast și că v-am văzut și împreună, și că am văzut-o și pe doinița că a venit așa. Da. Oarecum să-ți facă, să facă o surpriză. Și După să ani de fie... zile, da, uite, sunt în... câți ani sunt. când nu ne-am mai văzut? Nu, mă refer la când am wow. închis filmările, sunt 10 ani. În 2011. Nu mai știu. 2000, fix 10 ani sunt, oh. Înțelegi? Când în 2011 am închis filmările, acum e februarie, am închis prin mai. Câte ani? Bă, mă uitam aici câte chestii ai făcut, Zici, Stevenu. Ai? Uite, în 2006, pe se întoarce. Erai da, dar ce prostie. Dacă, în păcale se întoarce numai pe generic apar, că în film m-au tăiat. A făcut domnul Geo Saizescu un film și a ieșit de vreo trei ore jumate filmul. Și a trebuit să taie din film și m-a tăiat și pe mine și pe Jean Constantin. Suntem mai la, la urmă, pe generic. Nu, în film nu apărem. Deci, pe să -i întoarce pe IMDb la mine e foarte bun. Deci tu, deci în filmul ăsta ai fost ea da? Da. Poveste de cartier 2008, Acolo a Calu, jucat, da, am jucat. Băiatul cu glugă, ba, Da, hotel. da, aceleași da. În 2008, știi că ai jucat în uh, uh, home uh, delivery. Da, nu? No? Nu, a fost regia mea, E un da. Bun, așa. Uh, și apoi uite, serialul ăsta TV, mamă, în 2003, am am notat aici. Hacker, Stelica Hacker, da. Hacker a fost. Stelica? La, da, 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 da. Hacker. mai ții minte în ce film ai fost, Geo? În uh, Iubire ca în filme. Uh, în ce film ai fost, uh, Terente? Nu mai Iubire. Stelica? Uh, lacrimi de Iubire. Uh, uh, Steven Killeru? <laughs> <laughs> în inimă de țigași. Killeru, băi, da. Da, băi, era da. Steven Killeru, Ionita. Da, Ionita. deci, pe uh, mine da. mă chema Minodora Poscovaru, Ionita. Da? Dacă ți păstrai numele. Ai fost și tuțu? Tuțu? da. Am fost în Tanti Florica, unde am scris și sezonul 2. Da, 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 La Tanti Florica am scris sezonul 2 pentru că când au primit episoadele, la noi era vara și la era un episod de Crăciun. Și să filmăm că era un, sezon întreg despre Crăciun. și a trebuit să așa și am scris eu și cu domnul Călinescu sezonul ăsta. Și în apariu cu viața, mai ții minte cum care era numele tău? Pariu cu viața, nu... În 2013. Da, ăla care e cu Avem la, un la nume. Cu Lala band, nu? Mm -hmm. Nu știu, că... Ca... Nasture. Nasture, mm -hmm. da. Nu. Asta e, bă. Când ajungi la un anumit nivel. Weas, bă, cum bă, ce personaj. Dar nu, dar n-am jucat mult acolo. Dar dacă nu ar fi acum exact. mâine să poți să joci cu uh, un actor din toată lumea asta. Efectiv, să joci cu el așa. Cu cine ți-ar plăcea ție doinița? Hai de capul meu, nu știu, atâția care îmi plac. Uite, primul care mi-a venit în minte a fost Morgan Freeman. A, eu am fost nebunit după Pacino o perioadă lungă de timp, acum De Niro. Pe, mă fascinează lumea păi, asta. Că erai după Pacino, nu ești după De Niro? Nu. Că erau la pachet, da, stii? da, da, nu. A fost o lume care s-a schimbat la un moment dat. Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino au adus un mm -hmm. nou tip de, de actorie pe piață, pentru că până atunci erau bărbați frumoși și Humphrey Bogart, mm. toată treaba aia, Anthony este? Hopkins. Anthony Hopkins, da. E fabulos, eu l-urmăresc și pe Facebook, are o pisică care cântă pe la pian da. și are tot felul de mesaje și de bună. extrem. E bun, da, de, de puternici, da. adică da. omul ăla la câți ani are, știi? Da. Vine și le spune oamenilor: "Bă, credeți mi voi, mă." Da, și da, că da, o să da. reușiți, trebuie, da, să, da, crezi, asta trebuie a... să asta să crezi. Asta da, asta da, genial, Asta genial. Asta, asta, știi că am discutat de și noi. Uh, deci uh, vă mulțumesc mult că ați venit, sunteți foarte, tari, jur, și m-am bucurat foarte mult să vă văd și uh, să ai succes în continuare, Octavia Să avem succes în continuare și poate că lucrăm la următoarele proiecte Că Dar ți-a zis că nu prea are bani, că e la început. S-a șters... <gri> Vezi că și eu o să-mi fac debutul acum, ca și Unde regizor. De, da? Da. De care uh... de, de teatru? Nu. De film? De, de ah. uh, Fac uh, niște scurtmetraje copiii mei de la școală, pentru uh -huh, că da. se, se, încheie un ah, ciclu. Da. Dar vezi că pe scurtmetraj nu e niciun bani. Păi nu, păi n-am să iau, când dai seama. A, da, am făcut și eu scurtmetraje, nu mi-a dat dar nimeni niciun o să-ți arăt uh, ce fac, da? Da. Și când? Unde le vedem? Uh, o să le încarc probabil pe canalul da? de YouTube. Acum am uh, colaborat cu Andreea, mi-a scris trei uh, scenarii. Pentru Care ei. Andreea? Andreea Catana. A, Andreea Catana, da, 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 da gata, gata. A, așa, gata, și gata. am trei scenarii pentru copiii mei și o să mă ocup acum în perioada asta, imediat următoare, grupele care îmi termină or să intre în da, da. lucru și mai departe. Ba, ideea e că ați rămas așa. oarecum în domeniul ăsta și, uh, și tu, doinița uh -huh. și Octavian, și ați încercat fiecare să aduceți așa un plus uh, în ceea ce face, știi? Da, noi avem... Uh... Sunteți foarte mișto, jur, foarte fain sunteți. <coughs> Mulțumim Vin, v-am dat? V-am dat? Vin? dat. V-am dat, dat vin. Apă da. ați băut, cocktail am, am băut. Uh, băut. Lasă-ne la bai. <laughs> A fost bine? Da. Am simțit bine, eu m-am simțit foarte bine și mi-a plăcut mult de tot. Și eu pentru Să știți că podcast, bagă podcast. Dar podcastul nu e la care doar se ascultă? Pe păi podcastul e și pe ăsta, de exemplu, acum oamenii da, acuma... ne pot asculta pe Spotify, păi pe Apple, zic. păi da, A, dar așa. noi suntem podcast, suntem și pe YouTube, că avem și imagine. Și podcast, și, uh, și, suntem, și pe video. Da. Uh, video podcast, nu? Da. Nu vrea nimeni să-i spună vlog. Asta? Da. Pe vlog trebuie să fie în mișcare, să faci ceva. Da. Da, aici sunt de vorbă. Da. Și suntem ca la radio cu căștile că ne auzim foarte A, bine interesant. și într adevăr podcasturile acestea Dar le poate găsi și pe Spotify și pe Apple. Avem un link în descriere unde le pot de asculta de, aia, în mașină. e interesant pentru că de obicei așa ascult un o chestie de genul ăsta. Eu avem care, în baie când stau în cad. Avem oameni care ne trimit uh, din mașină că pleacă București da, Cluj da, 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 și ascultă podcasturi da, și fac da, story da, da, pe da, care uh, le le trimit și ne postează, așa că lăsați un like, un comentariu, un share de unde ne ascultați, unde ne ascultați și vă mulțumim mult de tot. Să aveți baftă. Mulțumim. Mulțumim! Baftă! Și să încheiem așa, ca Minodora A zis, Minodoro, urarea aia de final. Care să meargă, dintre. Să ne, să ne, ne meargă bine! Ne să ne meargă bine, oameni buni! Să ne meargă bine! La mulți ani! Doamne, ajută! Mulțumesc să rămână tăticule. tăticule, să rămână la mică! <laughs> <laughs> Jur, acum, că ai să asta, gata, dar și văzut! M-am încelat așa frumos! Să rămână! Să, să fie bine! Mulțumim!